Ridicăm picioare. Vreau să citesc context din 2 Împărați, capitolul 4. Începând cu versetul 1, pagina din Biblie 391. O femeie dintre nevestele fiilor proroșilor a strigat lui Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău să temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă rog. Elisei i-a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă? Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vasă de afară, de la toți vecinii tăi vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci i a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ia s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vin de unde lemn, și plătește-ți datoria, iar cu ceva va rămâne, vei trăi tu și fii tăi. Amin. Ocupăm locurile, frații și și îl binecuvântăm pe Domnul că până aici a fost cu noi. Și cu voi în Suedia, și cu noi în România, și după mai multă vreme în care n-am mai plecat afară de un an jumate, doar în Statele Unite, în interes de serviciu, am plecat. Iată că din nou Dumnezeu a deschis porturile, nu știm pentru câtă vreme, dar suntem aici împreună cu dumneavoastră și tot ceea ce vrem este să lăudăm pe Domnul și să-l slăvim pe Domnul. Vreau să menționez încă de la început că aceste trei lecții pe care le voi ține în seara aceasta cu ajutorul Domnului nu le-am ținut în nicio biserică, numai în biserica noastră. Pentru că dacă merg cu asta în alte biserici, poate să fie foarte delicată situația. Însă, la voi, frații, au cerut ca aceste lecții să fie rostite, să fie prezentate și eu cred că e o cerință foarte bună. Pentru că, dragii mei, e mare nevoie să vedem ce spune Biblia la cum trebuie să ne chivernisim banii. Am văzut oameni foarte spirituali care spuneau, frate, eu nu sunt cu bani, eu nu, eu zic, deci, eu sunt un om pocăit. Dragii mei, când de pocăit am fi, nu ne ține nimeni fără bani în lumea asta. Nu ne ține, nu ne putem întreține, avem nevoie de bani. Pentru aia vreau astăzi să ne uităm la cele trei lecții și să învățăm astăzi împreună ce înseamnă Educația financiară, după modelul biblic, în familia creștină. Și prima lecție cu care vom începe, te rog să pui lecția cu datoriile, problema datoriilor. Nu putem vorbi de celelalte două lecții despre care o să vă spun mai târziu, până nu rezolvăm problema datoriilor. Vreau să încep mai întâi. Nu știu dacă se vede bine până în spate. Am pus doar foarte sumar, doar titlu, o idee, 3-4 slide-uri la fiecare mesaj, pentru ca să fiți un pic atenți, oamenii dacă văd, îți mai atenți, mai ales că este o predică de învățătură și nu de evangelizare. acum se vede și mai bine. Dar prima întrebare la care vreau să răspund în aceste momente este următoarea. De ce trebuie să ni se predice despre bani? De ce avem nevoie de un astfel de ciclu despre bani? Dragii mei, vreau să vă spun câteva motive. În primul rând, peste 2300 de versete din Biblie vorbesc despre bani și posesiuni materiale. Apoi, aproximativ 15% din predicile Domnului Isus, da, și 11 din cele 39 de pilde au avut în vedere domeniul financiar. Da? 11 din cele 39 de pilde au avut în vedere domeniul financiar. Un alt motiv pentru care e necesar să vorbim despre bani și să nu ne ascundem sub o spiritualitate falsă și ipocrită, este faptul că banii, dragii mei, de fapt nu banii, proasta gestionare a banilor produc foarte multe conflicte în familie. Cauza numărul unu a divorțurilor din America, nu știu în Suedia, nu m-am interesat, este problema banilor familii unde se ascund banii unul de altul, unde banii sunt cheltuiți fără ca partenerul să știe ce și cum și multe alte motive. Vreau să mai spun ceva, de ce e nevoie să avem și o predică din când în când despre acest domeniu. Felul în care gestionăm banii, dragii mei, reflectă caracterul nostru, să știți. să spun că banii în sine nu sunt un lucru greșit. Nu există bani răi. Nu există euro-răi sau euro-buni. Fiți foarte atenți. La fel cum nu există cuțit rău și cuțit bun. Eu dacă am un cuțit în bucătărie, atenție foarte mare. Dacă sunt un om care însare țandăra foarte repede, mă prind foarte repede, cuțitul ăla din bucătărie va face din mine un criminal. Dacă eu sunt un bucătar, cuțitul ăla din bucătărie va face din mine un masterchef. Deci nu cuțitul e problemă. Nu furculița e problemă. Nu? Nu toporul. Nu? Că aia care a ajuns la pușcărie, că o ucis pe cineva cu toporul, nu au ajuns că au folosit un topor rău. Au ajuns din cauza caracterului lor. Că dacă nu aveau toporul, foloseau drujba. Sau bâtă de baseball sau alte lucruri, da? Dragii mei, felul în care ne gestionăm finanțele, banii, reflectă caracterul nostru. Primim mesajele Probabil că știți că avem și asociații în țară miros de cer. Primim foarte multe mesaje zilnice de genul, soțul m-a părăsit, am rămas cu un copil și credit la bancă. Altcineva spune, am rămas cu trei copii și pe chirie și cu datorii. Și am observat, dragii mei, că problemele financiare sunt deosebit de frecvente în familie. Și îi spune Biblia că sunt probleme care ne le facem noi cu mâna noastră. De exemplu, dacă eu mă duc acum să împrumut o mie de euro, vă asigur că Dumnezeu nu va trimite niciun înger să-i dea înapoi în locul meu. Ești responsabil de ceea ce faci. un tânăr care și-a pus capăt zilelor din cauza jocurilor de noroc. Nu vă spun ce sume colosale a ajuns să cheltuiască acolo. Haideți să ne uităm, dragii mei, la problema datoriilor în, această, în, acest prim mesaj și a giranților. Și vreau să subliniez faptul că Biblia nu spune că datoriile sunt un păcat. Sau că dacă ai împrumutat niște bani, ți-ai pus mântuirea în pericol. Biblia însă subliniază foarte clar și spune că datoriile sunt o robie. Citesc din Proverbe 22 cu Bogatul stăpânește peste cei săraci. Atenție! Și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Dragii mei, a lua bani cu împrumut e ca și cum ai spune acelei persoane așa, sunt robul tău până când reușesc să-ți dau bani înapoi. Așa e că sună fain. Haideți să mergem un pic mai departe. Cum îmi dau seama că am prea multe datorii? Că sunt, de exemplu, țări cum e Suedia sau cum e America, da? unde n-ai cum să cumperi o casă decât dacă te-ai milionar. Și atunci e clar că te bagi în bancă să-ți iei o casă sau un apartament, da? dacă îți permite venitul. Fiecare familie își face calculele ei. Dar, dragii mei, vorbim, e diferență între a vorbi de o rată la un apartament sau la o casă și de a vorbi de o rată la iPhone 12. E diferență colosală. Cum îmi dau seama dacă m-am întins mai mult decât mă ține plapuma, dacă am prea multe datorii? 1. Am probleme când îmi plătesc cheltuielile lunare. Ăla e un prim semnal, că am prea multe datorii. 2. Nu pot să pun bani deoparte. Din cauza datoriilor care le am, a stresului și a totul, nu pot să pun bani deoparte. 3. Sunt mereu stresat și iritat. Uitați-vă în textul care l-am citit. O femeie dintre nevestele fiilor proroșilor a strigat lui Elisei. A strigat către Elisei. Dragii mei, datoria pe care soțul lui a făcut-o. Nu știu să vă spun ce și-a luat soțul de, de bani aia. Poate o fost, că a fost o datorie, poate și-a luat o casă, poate și-a luat un, un animal să muncească pământul. Nu poți să-i judec. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că soțul acela a murit și a rămas în spate o povară pentru care femeia asta era la un pas de să se sau poate că s-o și îmbolnăvit. Dar au ajuns la un pas încât să-și piardă copiii. Și, copii. și auzit ce face? A strigat. Dacă sunt strigăte strigă în casa voastră când vine salarul, să știți că aveți destul de multe probleme financiare. 3. Un alt, uh, un alt, semnal că am prea multe datorii este faptul că nu pot să fac dărnicii sau milostenii. Când se anunță colecta, pe mie, mi-e întrebă la grupul sanitar. Sau am, frate, vă mă cineva, că eu trebuie să ies afară. În stresat, trebuie să ies cumva afară, nu mă îmi place. Ia trebuie la păstor bani, ia le trebuie la aștia, la biserică, să mai monteze nu știu ce. Oh, cât am auzit de vorbele astea. Ajungem și acolo după ce mâncați, ca să nu să nu vă, să vă cadă bine predica. Da? Al cincelea motiv. Cum îmi dau seama că am prea multe datorii? Nu am timp pentru familie, pentru că trebuie să lucrez mai mult decât serviciul care l am, ca să plătesc datoriile. Iubiții mei, vreau să subliniez un lucru. Societatea în care trăim ne învață că împrumutul e o mare binecuvântare. Însă Biblia ne spune că împrumutul poate fi chiar un blestem. Deuteronom 28 cu 43. Deuteronom 28, 43. Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos. Atenție, ceea ce citesc face parte din blesteme, nu din binecuvântări. Să nu confundați. El îți va da cu un prumut și tu nu îi vei da cu un prumut. El va fi fruntea și tu vei fi coada. Asta vrea Domnul, așa? Nu. Domnul a spus, eu vreau să fiți voi fruntea și alții da. să fie coada. Iubiții mei, datorile sunt foarte periculoase pentru că au în vedere viitorul pe care noi nu-l cunoaștem. Prin datorie, eu fac o promisiune în viitor despre care n-am nicio siguranță că va fi la fel ca și astăzi. Și Biblia spune în Proverbe 27:1, cu 1 Nu te făli cu ziua de mâine. Lasă că-ți dau banii înapoi, zici. Dar de unde știi că mi dai? Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Am o întrebare foarte importantă și mă duc la următorul slide. Am spus, vă pun numai ideile principale. Dacă azi nu poți plăti ceea ce vrei să cumperi și te îndatorezi, ce te va face să crezi că mâine vei putea achita datoria? Repet, pentru că e foarte importantă întrebarea asta. Dacă azi nu poți să plătești ceea ce vrei să cumperi și te îndatorezi, ce te va face să crezi că mâine, poi mâine, peste un an, vei putea achita datoria respectivă? Dragii mei, Prima întrebare la care vreau să răspund, intrând mai adânc în această lecție, este de ce ne îndatorăm? Nu știu dacă ați luat banii în să dați la partea Domnului, dar nu cred că după aia vă datorați. <laughs> nu vorbesc de cazurile alea. Au fost, când și la noi la biserică, de exemplu, a fost o situație specială și am cerut la cineva, mai dăm 100 de lei, că vreau să o dau, dar nu despre asta predicăm astăzi. Nu despre excepții. Excepțiile confirmă regula. În primul rând, dragii mei, ne îndatorăm pentru că credem că nu avem destul. Ne uităm pe Insta, ne uităm pe Facebook, băi, ce poșetă au ce mașini. nu, nu, nu. Ascultați-mă, fiecare reclamă pe care mass media ne-o arată vrea să ne convingă că nu avem destul. Ați văzut reclame la haine second hand? Eu n-am văzut. Ați văzut reclame la uh, mașină de acum 20 de ani? Nu am văzut. Tot timpul la ceva nou, la ceva mai tare ca și vecinul, sau ca și vecina, sau ca și merișorul din țară. Da? Trebuie să-i nu? Pentru duc aminte când unchii noștri din America ne trimiteau poze în, 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 în România și ne uitam ce casă avea, ce mașină. Când am crescut, ni s-au spus că toate erau pe bancă. Oi, oh, dar câți am invidiat, câți ani am invidiat. Am zis, mă ce își permit oamenii aceștia? Dragii mei, fiecare reclamă pe care o vedeți, ascultați-mă, ne transmite următorul mesaj. Trebuie să te împrumuți ca să ai lucrul acela. Acum, părinții mei în țară, socrii mei și poate și noi, ni s-a stricat un aragaz și ne-am împrumutat. Nu despre astfel de împrumuturi vorbesc oameni mari. Nu vorbesc despre urgențe despre nevoie, ci vorbesc despre împrumuturi pentru mofturi. Știu, oameni creștini de noștri își iau bani de pe credit card să meargă în concediu. Dar la voi nu cred că cazul de aia noi înscris pe asta. Mașină mai scumpă decât le permite venitul lor. Și vreau să fac o paranteză aici referitor la mașini scumpe. Dragii mei, nu vă întindeți mai mult decât vi plapumă. Nu știu dacă o să cu mașini mai, mai vechi sau mai noi. Yes. Dar vreau să vă spun că, de exemplu, dacă eu îmi permit o Toyota nou-nouță, pentru mine Toyota aia nu e o mândrie. Dar dacă tu câștigi 1000 de lei pe lună, 200 de euro, și îți iei Toyota de 20.000 de euro, ai făcut două păcate deja. Te-ai împrumutat pentru un lucru de care nu aveai nevoie și, doi, ai căzut în păcatul mândriei că tu nu-ți permiți mașina respectivă. Mulți o fac pentru mofturi, mai mult decât le permite venitul lor. Da? Laptop în rate, telefon în rate. Dragii mei, Dumnezeu a promis că va îngriji de nevoile noastre, nu de mofturile noastre. Dacă ai un salar de 1500 de lei, un telefon de 500 de lei, e o nevoie. Dar un telefon de 3000 de lei, două salarii, E un moft. Și devine o mândrie. Subliniați, vă rog frumos, în mintea dumneavoastră următorul lucru cu care vi-l spun acum. Orice lucru pe care îl dorești și nu-ți-l permiți poate deveni o cursă pentru un promut și o sursă de mândrie. Și în Evreii 13, cu 5, Biblia spune să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Da, dar versetul ăsta e valabil. Știți ce citesc mulți slujitori? Fratele lor, vrei 13 cu 5? Nici de cum n-am să te las, nu așa scrie. Nu. Știți cum scrie? Mulțumiți-vă cu ce. Nu așa scrie. Știți cum scrie? Să nu fiți iubitor de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și apoi vine promisiunea. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dragii mei, lumea în care trăim spune că fericirea vine din ceea ce ai. Și văd fete în România, când vine băiatul din Italia. Bine, bă, fata nu știe că băiatul a împrumutat mașina, știți? A închiriat-o. Și se uită, o, o ce frumos. Și știu că azi când după nuntă i-au spus că trebuie să dea jumate din banii de la nuntă la cei care i-au împrum împrumutat mașina, știți? Dragii mei, fericirea nu stă în ceea ce ai. Fericirea stă, Biblia spune, în ceea ce ești. Și noi suntem copiii Domnului. În Timotei 6 cu 6, negre și de vlavia, însoțită de mulțumire, este un mare toți vor câștiguri la lotor, dar cine vrea câștigul din 1 Timotei 6 cu 6? Evlavia la pachet cu mulțumirea este un mare câștig. Iubite suror, știți cum vă puteți face soții cei mai fericiți și bogați din lumea asta? Nu spunându-i, băi, ai văzut că te o trecută. ăla, mă. Nu. Ei salarul pe care îl aduci acasă și îi spui, dragul meu, mă, sunt mândră de tine și sunt bucuroasă și mulțumesc Domnului și sunt mulțumită că Dumnezeu te-a dat putere de muncă și ai putut să câștigi banii aceștia. Și o să vezi lângă tine un sos fericit. Dragii mei, omul nemulțumit, care tot timpul crede că nu are destul, care tot timpul să uite, uită că l-au mărs în Maldive, eu m-am dus în grădină. Unde să mă duc eu? l au mărs în Dubai, eu m-am dus, m-am dus niciun de anul ăsta. Tot timpul, ascultați-mă, voi zâmbiți, nu e un loc că să zâmbiți, dar să rămâneți cu ce vă spun. Dacă unii rămân numai cu zâmbetul. Da? Știți câte familii sunt distruse? Că ori el sau ea nu sunt mulțumiți cu ce au. Mă duc mai departe. De ce ne mai împrumutăm? Pentru că, dragii mei, nu avem răbdare. Nu avem răbdare, știți, să strângem așa încet, să, să punem acolo cum, cum spuneau bunicii noștri, la ciorap, nu? Am vrea totul instant, da? Nu mai vrem să lucrăm cu răbdare pentru a strânge bani pentru un lucru anume. Îl vrem repede și îl vrem acum. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Toate lucrurile care se câștigă ușor, se duc ușor și nu sunt binecuvântate. Toate lucrurile bune în viață vin în urma așteptării și a sacrificiilor. Toate lucrurile bune în viață vin în urma așteptării, dar dacă stai, aștepți mâncând popcorn, nu o să vină. Înțelegeți? Așteptării și sacrificiilor. Da? Pavel, la finalul vieții, o zis, am păzit, am alergat, dar n-am stat și m-am uitat la alții cum transferau și am așteptat să-mi vină cu una neprihăniri. Nu. M-a sunat un băiat într-o zi și a zis, Cristi, am aflat că s-ai pus niște bani deoparte. Domnul să te să zice. Nu știu cum, nu știu, n-ați observat când ai nevoie să te ajute cineva cu 1000 de euro un promu pentru o urgență sau cu 500 de euro, sun și răspunde ăia de la telefon. Abonatul nu poate fi contactat. Când tu reușești, după sacrificii mari, să pui o sumă deoparte, imediat, nu știu cum află oamenii, mă. Te sună, frate, de ce mai faci cum e, dar nu interesează pe ei ce faci tu, ce fac ei cu banii tăi. Asta vor ei, știți? Frate, Crise, am... Vă dați seama că nu puteam să-i zic că Exact atunci am oprit, că m-am pus niște bani deoparte, că vreau să-mi iau un bus, că avem șanse copii. Și am zis, mă pun niște bani deoparte, dar nu știu, că eu nu sunt omul care să vorbesc, ca să mă lau la și să spun. Dar nu știu cum a aflat. Frate Cristi, numai Domnul, zice, numai Domnul mă poate ajuta pe tine, zice. Vai. Și de Cristi, uite, numai cum am luat carnetul și vreau, mă, un prieten de-a meu are o mașină de vânzare, vreau neapărat că este o mașină extraordinar de bună, folositoare, eu la prețul ăsta nu mai prind. Ați să așa ai că pot să mă împrumut. Vă dați seama că e foarte greu să, să, să zic. ce să faci? Dacă, de exemplu, și-ar fi rupt piciorul, nu, sau mâna, sau era un lucru urgent, știi? Dar vă dați seama că el dacă și-o luat carnetul, vrut să iasă în oraș cu viitoarea, nu? Și nu poți să cu Pegasus, nu? Sau bești cu, cu păjos. Hai să-i arăt ce am, nu? Auziți ce gând îmi dă Domnul. Zic, mă, într-adevăr, eu sunt omul care spun adevărul. Mi-am pus niște bani deoparte pentru că vreau să-mi iau un bus pentru soție și pentru copii. Dar, zic, fii atent ce spun. Cred că Domnul m-a salvat. Domnul m-a dat la mine. Dacă... De ce vrei să iei acum neapărat mașina asta? că Cristi, o vin de prietenul meu și o pierd. Mă zic, stai să spun ceva de partea Domnului. Dacă e pentru tine, nu poate vinde la nimeni. Iau zi, două de post, că el o zi, că Cristi, în două, trei luni, cineva, nu știu, mai sau s că că intră în ceva împrumut, îi zic banii ăștia. Zic, mă, dacă e de la Domnul mașina asta, ascultă-mă, datul tu ia post și te roagă și așteaptă și muncește până atunci o să vezi că nu vin de la nimeni, că e pentru tine. O, imediat închis telefonul. El avea nevoie de bani, nu de sfaturi. <laughs> Dar, dragii mei, eu i-am dat lui un test și testul ăsta care i am dat lui, cred că e bun pentru fiecare dintre noi. Nu te grăbi repede. Cum ai auzit? Cum o dați la radio, o reclamă, pe telefon, o reclamă, gata, am cheltuit banul. Nu, Creștini, dragii mei, trebuie să fie oameni răbdători, oameni harnici și să acceptăm că toate lucrurile și-au vremea lor. Întâi Petru 5 cu 6, smeriți-vă, dar sub mâna tare, postul și rugăciunea, nu cum i-a spus lui. Era o smerenie. Pentru că la vremea lui, el să vă înalțe, nu eu să mă înalț, nu? Și aruncați, nu asupra fraților, asupra lui toate îngrijorările voastre. Că mai întreb unii ce faci. Știți, le să vină să-mi zică că au probleme. Dar zice, frate, zice, Bă, frate, estea, trec pentru o încercare, mai trebuie 2000 de euro, zice. Așa o încercare am. Mă, dacă, două, dacă m-ar da domnul încă 2000, aș ieși la liman. Mă, dar nu arunca asupra mea. Că și ca și păstor trebuie să duc o grămadă în spate. Arunca asupra Domnului, că e au tot puternic. Da, dar de e mai ușor să cerșești decât să te rogi. 70 de telefoane pe zi primim la asociația de cerșeli. Pe zi din care doi sau trei merită ajutați. Restul oameni care știți ce fac. Sună peste tot și din cât sună? Din 40-50, pe 5-6 îi prostește. Eu știu femeie în țară blocată și la Western Union și la MoneyGram. Atât au sunat până e o blocată. Atât au primit. Nu au sunat, au primit. Atenție mare pe cine ajutați. Atenție foarte mare pe cine ajutați. Că pe unii strici. Revin la subiect pentru că nu despre asta e vorba acum. Nu avem răbdare. Și atunci vine banca și îți dă cardul de cumpărături și pe cardul de cumpărături. Mă, fii atent, șapte de euro am la dispoziție. Nu mă bag pinul și am scos. Dragii mei, sunt o mare cursă. Cardurile de cumpărături sunt o mare cursă pentru cei care nu au răbdare și vor acum ceva. Și apoi ani de zile plătesc dobândă. Și știți că la cardurile de cumpărături vorbim de dobânzi colosală. Mă duc mai departe. Cu acest mesaj nu mai durează mult. Plătește-ți datoriile. Asta e a doua parte a mesajului. Plătește-ți datoriile. Roman 13 cu 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați biru, dați-i biru. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Atenție la următorul verset. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragii mei, uitați-vă în textul pe care vi l-am citit. Știți ce putea să facă Elisei? Să zică Elisei, Doamne, câte mii de euro se dau la femeia asta? Mă duc la o biserică, Doamne, fac o colectă, vedeați, mai văd vă, cu copiii mici. I-am dat o mie de euro și am ajutat-o. Așa a făcut Elisei. Știți ce face Elisei? O pune pe femeia asta să muncească, să lucreze, să facă o anumită activitate. Și îi spune așa după ce o rezolvat și au avut uleiul ăla în mână, du-te de vin de unde lemnul și mergi în vacanță. Iubiții mei, sunt tânăr slujitor. Nu înțeleg cum unii mărg în vacanțe și au datorii la frați și la surori neplătite. Știți că primim astfel de mesaje? Frate Cristi, cântă până biserică și când îl sun, mă a zis un frate patron, o zis, Cristi, nu m-a cerut în numele Domnului bani, m-a cerut să dau un împrumut, că nu știu câte mii de euro, două, trei mii, că avea datorie. Și acum al sun, știi ce îmi spune? Lasă că Domnul te-a binecuvântat pe tine. Iubiții mei, ascultați-mă, cine face asta, eu vă garantez că nu merge în rai. Că ăsta e furt. Tu trebuie să-mi spui, frate, ai îndemn să-mi dai în numele Domnului ceva, că uite până ce trec. Dacă avea... Dar tu i-ai spus așa, dă-mi împrumut, că eu să-i dau apoi. și acum știi ce spune? Lasă-mă că Domnul te-a binecuvântat. Faci nu ne jucăm cu lucrurile astea. Nu vorbesc aici de o datorie la casă, o trebuie să intri, poate ai văzut că chiria e cât drapă la bancă și te-ai băgat. Aia e ultima, da, care trebuie să o plătești. Începe cu datoriile mici pe care le ai. Am întâlnit persoană care avea la cel puțin 15 familii datorii. Pentru că atunci când e de la unul, mai e de la altul, mai și de la altul, știi ce se întâmplă la un moment dat. Primul își cere banii, știi ce faci? Ei de la al patrulea, de la primul. Și intri în niște probleme, nu te mai scoți. E o dovadă de pocăință să returnezi în promotul. Dragii mei, integritatea, ascultați-mă, nu cântarea și predica, integritatea e cea mai mare valoare a unui creștin. Omul de cuvânt, omul serios, care are o mărturie bună. Integritatea înseamnă un nume bun. Și Biblia spune că un nume bun e mai tare decât cel mai tare parfum. Știți care a fost cel mai tare parfum care s-a făcut în America? Un milion de dolari a fost unul. Un nume bun. Mă zice, ăsta dacă ți-a spus că mâine la 5 e acolo, la 5 e acolo. Dacă ăsta ți-a spus că până în decembrie se returnează banii, să știi că se returnează. Și dacă nu poate să returneze, dă un telefon în noiembrie și spune, frate, mă mai pot să îngădui. Uite ce am păzit. Iubiții mei, Biblia spune în Salmul 37 cu 21, cel pocăit și plin de Duhul Sfânt, ia cu un și nu dă înapoi, așa -i? Am pus versetul ăsta că măcar dăm predica asta, măcar cu asta să rămânem. Ce rău, nu ăsta nu-i rău pentru că ia cu un frumut. Că au fost situații când n-ai mai avut ce să faci. N-ai putut să stai cu familie, cu și copii, fără aragaz, o lună până îți vine salarul. Și a trebuit să iei 700 de lei, 150 de euro, un aragaz în țară mai ieftin. Da? Biblia spune, omul ăsta nu a devenit rău că a banii. Omul ăsta a devenit rău că a și nu mai vrea să dea înapoi. Dar cel neprihănit este milos și dă, pentru că cel neprihănit e un om de cuvânt. Mă vreau să subliniez ceva aici, să nu vă puneți chezași pentru nimeni. Să nu garantați pentru nimeni. Proverbe 22 cu 26. Dragii mei, cunosc familii distruse. S-au băgat pentru cumnatul, o au intrat apoi în conflict cu soția. Divorț. N-are rost să intrăm în detalii, că nu vreau să aduc lucruri negative. Dar Biblia spune în Proverbe 22 cu 26. Nu fi printre cei ce pun și printre cei ce dau loc. Frate Doru, dă te rog la ăla. Eu garantez pentru el. Nu faceți așa ceva poate să fie cel mai pocăit. Tu poți să garantezi că omul ăla va avea de lucru peste 2 ani? Ce se întâmplă? Și ăla și e tu caz în grob. Din cauza unei chezășini. Proverbe 22 cu 27 că dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Iubiții mei, cunosc cazuri în România. Repet, în România că nu știu istoria Suediei. Cunosc cazuri în România, unde patron. a vrut mai mulți bani și a băgat mai multe familii ca și giranți la bancă pentru el. M-au ce spun. Au ajuns în faliment și au pierdut casa. Și au rămas în stradă cu copiii. Nu una. Bă, deci! Pentru că nu-i bine să ne punem chezași pentru nimeni. Dacă vine o criză și ai o rată la casă, revin la datorii, la mașină și datorii la vreo persoană fizică, ce te faci? Nu sunt proroc, dar vă rog să vă așteptați în următoarea perioadă la o criză, cum nu a fost în ultima sută de ani. Și poate nu a fost în istoria lumii așa criză. Pentru că e o criză provocată de cei de sus, ca să pregătească calea anticristului. Anticristul nu poate veni să fie acceptat că timpul e frigiderul plin anticristul va veni pe fondul unei crize politice, sănătate și financiară. Au fost prorocii în România că nu-i departe vremea când se vor închide magazine, nu vom mai găsi pe rafturi nimic. Și să știți că nu-i departe vremea aceea. Ce faci în vremea aceea dacă ai datorii neplătite? Când semnezi la bancă că vei returna, îți dai numele pe foaie. Ăsta e un jurământ. Problema e că atunci când ai împrumutat de la un frate sau un prieten, n-ai semnat ceva legal, a fost numai cuvântul tău. Dacă nu plătești înapoi, relația voastră se va strica, iar mărturia ta va fi ruinată. Un nume bun, dragii mei, se poate pierde și în acest fel. Vreau să vă dau un caz pozitiv din Biblie și mă apropii de finalul primei în primului mesaj. 2 împărați 6 cu cinci, pe când tăia unul din fiii prorocilor o bârnă. A căzut fierul de la secure în apă. În vremea aceea, cine avea acasă ceva din fier, era un om bogat. Așa era considerat. Și atunci oamenii sărași nu aveau ce face decât să se închine și să zică Domnule, dă-mi te rog securea aia, fierul ăla, n-am cum, că nu sunt bogat, să am acasă fier. Și omul ăsta a împrumutat o secure. Când o dat cu ea, o sărit fierul, capătul și au rămas cu bățul în mână, au rămas cu lemnul în mână. Știi ce putea să zică omul ăsta? Lasă-mă că Domnul o binecuvânta pe ăla, mai are acasă, încă de ce topoare. Așa au zis. Vă rog să, astriga, să, ascultați ce înseamnă proroc adevărat, păstor adevărat, slujitor adevărat, cântăreț sau cântăreat adevărat el a strigat, a urlat. Ah, Domnul meu! Era împrumutat! Vedeți ce înseamnă omul conștiincios? Nu au zis Elisei, ne scos tu cumva, că doar suntem cu tine. Îl cunoști tu pe ăla că ai tras o prorocie acum două luni și ne, ne bași cumva acum, nu. Omul ăsta a știut am două probleme. Una, mărturia, că sunt fiul al prorocului. Mă duc și spun, așa vorbește Domnul în biserică. Și ăla care m-a împrumutat fierul, e în biserică. Ce o să zic ăla? Vorbește Domnul, așa e? Păi dacă vorbea Domnul, eu duceam fierul înapoi. Și doi, mai am o problemă, să ar putea să mai am nevoie de omul ăla în viață. Cum îi mai cer vreodată ceva dacă nu poți să-i returnezi și mi-o dat? Ce o zis Elisei, el omului Dumnezeu? Lasă-mă acolo că te scot eu. Așa zis. Omul lui Dumnezeu a zis unde a căzut și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Dragii mei, începeți cu datoria mai mică care o Nu o să poți plăti casa dacă nu ai plătit mai întâi datoria aia de 100 de euro. Începe cu datoria mică. Când ai văzut că Dumnezeu te-a ajutat să plătești datoria aia mică, mergi mai departe și o să vezi că Dumnezeu te va ajuta să le și pe alea mari. Pentru că împrumutul într-o familie creștină ar trebui să se întâmple foarte rar și doar pentru nevoi speciale. Când împrumutul devine un mod de viață, familia aceea va ajunge la ruin. Închei spunându-vă că sunt absolut sigur că femeia aceasta din doi împărați, patru, nu cred că mai mărși să împrumute bani a doua oară. Nu zis, lasă-mă că eu mă înțeleg bine cu Elisei. Mai facem o înmulțire, mai cumpăr o mașină faină și mă mai scoate prorocul aliman Eu mi-am atras multe bărfe și clevetiri că n-am vrut să-i ajut pe unii. Dar iubiții mei, atunci când omul o face cu mâna lui, când se, se bagă într-o problemă cu mâna lui, Trebuie să vezi, înainte să-l ajuți, e gata să renunțe la lucrul care l-a băgat în problema aceea. Spunea Aristotel ceva foarte tare. Înainte să vindeci un om, vezi dacă e gata să renunțe la lucrul care i-a dus boala. Am încheiat prima parte. Mai facem una, apoi facem o pauză și mergem apoi la a treia. A doua parte, dragii mei, al doilea mesaj despre care vreau să vorbesc. O a doua lecție la care vreau să ne oprim în această seară este problema cheltuielilor, a veniturilor și a economiilor. De ce am vorbit mai întâi de datorii, că nu putem vorbi de venituri, economii, de cheltuiel, până ce nu vorbim mai întâi de. până ce n-am rezolvat cu datoriile. Nu mai citesc textul, dar în Luca 15 vă aduc aminte de fiul risipitor. Vă aduc aminte, dragii mei, că. Biblia e plină de exemple de oameni care au obținut anumite venituri. Acan, Iuda, Gehazi, știți, la fiecare istoria, nu vreau să mai intru în detalii, da? Ceea ce vreau să vă aduc înainte este cazul fiului risipitor, și de la asta să pornim. Banii mulți în mâna unui tânăr needucat financiar și cu frică de Dumnezeu, îl vor duce pe acesta în destrăbălare. Repet, banii mulți în mâna unui tânăr, tinere, familii, unde nu există frică de Dumnezeu și educație financiară biblică, nu vor fi o binecuvântare, ci vor fi un blestem Uitați-vă că ce strânge un bunic într-o viață, un nepot face prav la cazinou în două zile. Și cunoaștem cazuri din astea. Vreau să subliniez la început că banii nemunciți sunt cea mai mare cursă. Banii nemunciți sunt cea mai mare cursă. De aceea trebuie să fii atent când și cât îi dai copilului tău. Cu cât obține mai ușor un ban, cu atât îl vom cheltui mai repede. Vreau să ne uităm, dragii mei, la două probleme pe care fiul risipitor le-a avut. Prima problemă a fost faptul că a iubit mai mult averia decât pe tatăl lui. A iubit mai mult lucrurile materiale decât familia, educația, casa, tata. Da? Exact la fel cum unii iubesc piața de mașini la noi în România, duminica, în loc să iubească biserica. Păi pentru ăia orice bani în plus e un blestem e Că îl depărtează și mai mult de biserică. Dragii mei, a lucra cu banii nu e un păcat. A iubi banii e un păcat. Atenție mare ce spun acum. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să ne folosim de bani. Diavolul vrea să ne folosim de oameni și să iubim banii. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să ne folosim de bani. Diavolul vrea invers, să ne folosim de oameni și să iubim bani. Ori ce om care iubește mai mult ceea ce îi dă Dumnezeu decât ceea ce este Dumnezeu va ajunge în faliment. Cazul pozitiv al lui Habacuc, chiar dacă aș pierde tot, o zi, Habacuc, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul, pentru că bucuria noastră, dragii mei, nu trebuie să ține de o tabletă, un telefon, o mașină sau o casă. Bucuria unui creștin ține de faptul că Domnul i-a dat mântuirea. Și atunci banii care Dumnezeu ne îngăduie să-i avem, îi doar să ne folosim de ei ca să trecem cu bine prin lumea aceasta. Să ne purtăm de grijă familiei, să putem să facem milostenii, să putem să asigurăm o educație bună copilor noștri. Atenție mare să nu repetăm problema fiului risipitor. A doua problemă. Anturajul a fost înconjurat de prieteni cheltuitori și profitori. Iubiți mei, relațiile noastre contează enorm. Se spune că tu vei deveni omul la fel cu media aritmetică a celor cei mai apropiați cinci prieteni ai tăi. Voi credeți că eu am ajuns să predic cuvântul adevărului stând și jucând biliard pe în cluburile de noapte, așa -i? Nu vreau să spun cum am început. Mergeam în Oltenia la biserici de 3-4 persoane și pe sate și a fost foarte bine. Și, și acum mă, mă duc cu drag, nu mă uit la câți oameni sunt. Ceea ce vreau să vă spun este altceva. Dacă vrei să ajungi olimpic la matematică, nu poți să stai toată ziua pe Nintendo și pe PlayStation. Dacă vrei să ajungi un om care cunoaște Biblia, nu poți să știi toate scorile de la Euro 2020. Ori una, ori alta. Nu poți cu amândouă. Băiatul ăsta când s-o văzut cu bani în mână, dacă avea pe lângă el, lângă el pe cineva care să-i fi de orfan, de văduve, de săraci, poate că era altcumva. Dar el a avut pe lângă el profitori. Iubiții mei, Problema fiului risipitor a fost nu de bani, că nu a avut, ci de proasta cheltuială a lor. Pentru aia punctul întâi e foarte important. Dacă ar fi avut o relație bună cu tatălui, dacă ar fi avut o relație bună cu tatălui, ar fi avut educația și sfaturile necesare ce să facă cu banii respectivi. Că atunci când iei averea tatălui și o pui în slujba diavolului, asta se numește destrăbălare. Prietenii cu un caracter integru vor avea grijă să câștige banii în mod cinstit, și să nu-i cheltuiască pe prostii și lucruri fără folos sau pe vicii. De aceea, pasul căsătoriei contează enorm. Vă rog să ridicați mâna sus cei care nu sunteți căsătoriți. Să văd la cât pot să vorbesc. Este cineva necăsătorit aici? Stând câțiva. Nu vă fie rușine, că așa vă și cunoașteți. Poate Domnul face semne și minuni în seara asta. Da? Slăvești să fie Domnul. Da? E bine să te cunoști aici în biserică, nu pe TikTok. Și pe Instagram. Da? Acum, ceea ce o să zic în următoarele 5 minute, pentru aia căsătoriți deja e prea târziu. Da? Faceți voi ce? Nu știu ce să faceți. să vedeți cum vă împăcați. Pasul căsătoriei contează enorm. O fată foarte harnică nu e risipitoare. Întrucât știe cum se câștigă bani. Una crescută în puf. Aia care cu unghile așa mari, știți, cu ojă pe ele, și care bate la tastatură, știți? Mami, când vii cu mâncarea, băieților, dacă v-ați luat una din asta, nici cer nu cred că îl prindeți. Când n-ai cum să mergi bucuros, cu bucuria mântuirii, când ea acasă te așteaptă cu frigiderul gol. Că la film pe Netflix, serialul 1434. O să vedeți. Doamne să facă să nu vedeți. În ultimele patru luni am stat de vorbă cu 20 de familii divorțate. Unele dintre ele au divorțat și din cauza asta. Dalilele sunt foarte costisitoare și greu de întreținut. Sper să nu zică nimeni, da, de Cristi, așa e. Ai grijă ce spui că acasă o să fie... Da? Eu nu cred că Dumnezeu, cred că vă păzi pe voi aici, o să sperăm, da? Dar atenție, le trebuie mereu cele mai tari haine, cele mai tari poșete. Cunosc un caz în țară, i-au dus o poșetă de câteva mii de euro și i-au zis, cu asta vii la mine, păi eu am o poșetă dublu în dulap decât asta. Nu mai sunt împreună astăzi, nu vă faceți probleme. Cât samsoni nu s-au distrus așa. Dragii mei, ascultați-mă bine băieți și fete, cu cât o persoană pune preț mai mult pe exterior, cu atât va fi mai risipitoare la bani. Cunosc persoane de genul feminin, care cheltuiesc 800-1000 de euro pe lună. Ceea ce vă spun acum se întâmpla acum 10 ani, nu știu acum cât e, că inflația o cred că și la 2000 ajung deja pe lună solarii, machiaje, pedicură, manicură. Iați una din asta și nu-ți mai trebuie bancă, credit, ca ai în casă. Atenție foarte mare. Foarte mare. Foarte mare. Eu sunt dintr-o familie cu 9 copii, soția din 12 copii. Și eu să atent cu banii, dar soția mă întrece cu mult. Păi când crești la 12 copii, nu? Dragii mei, mai zic ceva înainte să mă duc mai departe. Trebuie să ai un plan de venituri și de cheltuieli. Să nu cheltuiești haotic. Trebuie să ai un plan. Pentru că în Luca 14 cu 28 Biblia spune Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Iubiții mei, dacă cheltuim mai mult decât câștigăm, niciodată nu vom ieși din probleme. Proverbe 24 cu 27. Eu n-am înțeles versetul ăsta ani de zile. Alții l-au înțeles, au mai multă experiență, eu nu l-am înțeles. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casă. Eu am crezut că Domnul vrea să stau afară în câmp. Așa am crezut, vă spun. Dar ce spune aici Biblia? Și ce spune Biblia aici? Mai întâi făți rost de un loc de muncă și apoi apucă-te de cheltuit. Simplu. Am întâlnit pe cineva era, nu știu dacă nu, la ultimul an de liceu, vrea să se căsătorească. Zic, mă, dar ce faci? La de Christa, dar Domnul mă va binecuvânta cu bani mult la nuntă și voi avea de ce trăi. Păi de mine. M-am pus mâinile în cap. Iubiții mei, nu vă căsătoriți până soțul sau soția n-au un loc de muncă. Amândoi ar trebui să aibă, până cel puțin până când vin copiii și soția trebuie să stea acasă de cu ei. Nu? Dar ce faci? Trăiești cu bani de la nuntă? Păi, hai, pentru că ai primit gratis, în trei luni faci praf. Nici nu-ți trebuie trei luni. La câte experiență ai de a face praf, banul e, e terminat. Da? Atenție foarte mare, dragii mei, înainte de a cumpăra ceva, vorbim de cheltuieli acum, trebuie să ne întrebăm, am cu adevărat nevoie de acest lucru? Îl iau pentru că mi-e de folos sau ca să impresionez pe alții? De exemplu, eu am un laptop foarte scump. Da, dar nu stau să mă uit la Netflix pe el, nici să intru pe YouTube. Am un laptop foarte scump pentru că de 13 ani lucrez în informatică. Dacă îmi iau un laptop slab, e ca și cum spune englezul. Te împuști în picior, îți faci singur rău. Da? Am cum nas care lucrează în construcții și au luat unelte și scule de mii de euro. E o necesitate asta, nu e o plăcere. Da? Dragii mei, trebuie să fim atenți, să cheltuim pe nevoi, nu pe plăceri. Vreau să citesc cu un cuvânt, neapărat vreau să citesc pentru că e foarte, foarte, foarte important. Isaia 55 cu 2. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Adică n-am voie să cumpăr decât ceea ce pot să mănânc? Nu lasă să se referă. Biblia a spus de ce cheltuiești pe ceva care nu e o nevoie. De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? E o întrebare pe care Dumnezeu o punea. De ce nu sunteți atenți la cheltuieli? Mai pun o întrebare când trebuie să, 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 să cumpăr ceva, da? Cumpăr doar ca să-l folosesc o dată pe an? Sau e ceva care mă ajută în munca de fiecare zi? Știți ce fac cu cei mai mulți când cumpără? Cumpără ca să nu rămână mai prejos decât vecinul sau colegul. Și spunea bine, cineva cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu-i avem, ca să impresionăm pe aia care nu ne au la inimă. Iubiții mei, o să vedeți în ziua plecării de aici. Numai că e prea târziu atunci, o să vedeți la cât le pasă că ați murit. La cât o să le pasă că ați avut nu știu ce mașină sau iPhone sau nu știu ce tare. Nu o să-i pasă la nimeni. Auziți, tineri, fete, băieți, ce spunea o tânără pe Instagram, Iasmina o chema, la 20 de ani. Am ajuns ca tot ce fac să fac doar pentru like-uri, pentru imagine, pentru faimă. Cumpăr cu cardul de credit haine scumpe, ca să nu-mi fac poze cu aceleași haine. Mănânc la restaurante scumpe, ca să am la cemeniuri să fac poze, ca să mă de prietenii. Și cum am ajuns după toate astea? am ajuns distrusă și nefericită. Că prietenii îți dau like, dar nu plătești grata la credit în locul tău. Înțelegi? O, de mare înțelege tinerii și familie. Tinerii vor câștiguri mari și rapide. Nu știu câți dintre voi, dar câțiva de aici a sprins caritasul din România. Păi cât s-o falimentat caritasul ăla, da? Proverbe 20 cu 21. O moștenire repede câștigată de la început. Nu va fi binecuvântată la sfârșit. Statisticile spun că peste 90% din cei care au câștigat la loto au pierdut tot în următorii trei ani. Citeam istoria pentru aia în Biblia nu e de acord cu jocurile din noroc. Noi nu credem în noroc. Eu nu ajung în rai din greșeală, din noroc. Eu n-am călătorit cu avion din România că mă au norocul. Dumnezeu e cel care ne păzește. Dumnezeu nu a spus la Adam, du-te și trage la loto prono. O zis, du-te și muncește. Dumnezeu binecuvintează munca. Citeam istoria unui băiat gunoier, da? lucra la salubritate în America. Nu știu cum se numește în America salubritate, dar în România e salubritate. Da? Arunca gunoiul din tomberon în mașină, o câștiga la loto. În trei luni au ajuns din nou la salubritate. De ce? Că banii ăia au fost problemă. Nu banii ăia, dragii mei. Problema știți care au fost? că el s-a bazat unul pe noroc și doi, nu a fost pregătit să aibă 3 milioane de dolari dintr-o dată. Că cine muncește 50 de ani să strângă 3 milioane de dolari, deci nu știu dacă poate, da? ăla nu ajunge în 3 luni falimentar, după ce ai muncit 50 de ani. Nu? Oamenii nu mai vor disciplina muncii în timp. Oamenii vor tot așa. Da? Vor noroc în detrimentul binecuvântării. Dragii mei, mă duc mai departe spunându-vă că am cunoscut persoane pentru care sărăcia a fost o binecuvântare. Iar pentru alții a fost un motiv de răzvrătire. Și invers, am cunoscut persoane pentru care banii au fost o binecuvântare, iar pentru alții au fost un blestem. Fiți foarte atenți la Filipeni, capitolul 4 cu 13. Un cuvânt foarte, foarte important, pe care noi îl citim în biserici foarte greșit. Filipeni 4 cu 13, și cred că tot știu. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți că nu scrie așa aici? Nu scrie așa. Auzit cum scrie. Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să mănânc la chinez 30 de feluri sau să mănânc pâine cu un și mămăligă. Să stau pe chirie sau în vilă, să mă duc cu autobuzul sau cu Mercedes, o zis Pavel, am ajuns la așa nivel încât nu mai dau cu pumnul în masă, că soția nu m-a făcut ceor de oțeană. Am ajuns să mă disciplinez, să-mi lovesc trupul cu zile de post. Am ajuns să stau de pocăit și plin de Duhul Sfânt, încât dacă dorm pe covor sau dorm pe saltea de 10 milioane, pentru mine nu mai e o diferență și nici un motiv de mândrie ci pentru că am ajuns să fiu și în și în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Iubiții mei, e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Că nu ceea ce ai e important, ci ceea ce ești. Că dacă ai un caracter binecuvântat și ales, te poți descurca cu ca și eu și pe o grămadă de cenușă și cu 11.500 de animale, care înseamnă milioane de euro afacere. Același om a fost eu. Nu au zis Dumnezeu, lui te de aici, dăm pace, că mai luat păți banii. Nu. Pentru cum au fost crescut spiritual. La unii Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu știe la fiecare cât să dea, să știți. Noi, cu asociația, suntem foarte atenți la lucrurile astea. Foarte atenți. Am dat o dată de ori la un frate care avea copilul legumă pe pat. Știți ce a făcut? Și-a luat telefon cu 700 de euro. Și de atunci am zis, gata cu banul. Noi mergem, cumpărăm medicamente, noi merem și le plătim datoria dacă o au și vedem că nu pot să iasă din ea și au fost, de exemplu, fost că și bani să iau o vacă, nu? Un lucru necesar și nu mai poți să iasă de acolo cu 10 copii. Dar dacă tu îi dai eu la 1000 de euro la un om care toată viața au lucrat cu ziua pe 30 de lei, ăla nu știe ce am 1000 de euro. Ăla nu știe cum să facă praf, să-i arată la vecinul ce telefon are. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Cunoștințele noastre și caracterul sunt mai importante decât bani. Avram a fost bogat, dar l-a urmat pe Dumnezeu oriunde. Nu no zic, Doamne, am băgat aici în milioane de euro, am în imobiliare și mă fac să mă mut acum din Gothenburg. <laughs> nu? Tânărul bogat n-a putut să facă asta. Nu bani a fost diferența. Caracterul lui. Eu bogat sau în faliment rămâne lângă Dumnezeu. Ce îmi spune mie exemplele astea? că relația corectă cu Dumnezeu implică o relație corectă și cu alea materiale. Izvoarele de jos și izvoarele de sus. Nu numai ale de jos, nu? Dragii mei, un avion de pasageri e o binecuvântare pentru un pilot instruit. Același avion îi poate aduce moartea pilotului care nu are cunoștințele necesare. Exact la fel e cu bani. Proverbe 28 cu 20. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, hai la pariuri sportive, o, cât tineri în România din biserici, îți la pariuri sportive. Și vor ajunge ruinați că intră un duh peste ei, dragii mei, și intră în familie și știu care nu știu soțiile de ei. Mii de euro băgați acolo. De ce? Pentru că, auziți, cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Dragii mei, cuvântul Domnului. Regula de circulație, regulă și dacă ție nu-ți convine, dacă mie nu-mi convine. Ei, cuvântul Domnului. Dacă îl împlinești, ești binecuvântat. Dacă îl încalci, ești pierdut. Mergem mai departe. Pentru că fiecare ne punem întrebarea aceasta și o întrebare bună și nu vreau să fim astăzi așa de fanatici, de spirituali încât să zicem, frate Cristi, eu nu trebuie să la mai mare. Am vorbit despre cheltuieli. Acum vreau să vorbim despre venituri cum pot să îngmăresc venitul, nu? Că dacă eu am șase copii și trăiesc cu 100 de euro salar, eu n-am ce să caut la învon. Că Pavel spune, cine nu poartă de grijă de ai să este mai rău decât un necădincios. Și de ce vor spune lumea? Copiii știe să facă de muncă? Și atunci orice om trebuie să-și dorească, atenție, după ce ai o relație binecuvântată cu tatăl, Trebuie să-și dorească o creștere a venitului, pentru că creșterea venitului tău înseamnă o, o posibilitate mai bună pentru familia ta, o posibilitate să faci partea Domnului mai mult, să fie o binecuvântare pentru biserică, să fie o binecuvântare pentru văduve. Păi oameni buni, dacă copiii mei mor de foame, cum pot să rănesc eu văduve în România? Și atunci, întrebarea asta e o întrebare bună, da? Numai că, atenție, calea spre asta nu le place la mulți. Tot văd unde a ajuns Iosif și eu vreau ca și Iosif. Da, da, vrei, vrei dă și pe că e ca... A, nu, zic, doamne, fel. Ai văzut unde a ajuns David, mă, împărat peste Da, dar de deci ce a nu fost vip în pustie de Saul? Ce înseamnă asta? Că există o creștere. Iubiții mei, am pus titlul, da? Înainte să pun punctele, mai, mai spun ceva. Diferența dintre oamenii care fac ceva în viața asta, care ajung împliniți în domeniul familial, spiritual și poate și uh, material cât să se întrețină și să fie o binecuvântare și pentru alții și ăia care toată ziua critică, bagă de vină, să plângă, că biserica nu-i ajută, că frații nu-i ajută, că Cristi Boareu cu asociația nu-i bagă în seamă și care nu fac nimic, știți care e diferența? La toți le place scopul ăsta, make more money. Toți vor asta atenție, prima categorie, știu că drumul într-acolo e un drum greu și o să vedeți imediat trei puncte la care nu o să mai spuneți mulți aminti. Da? Știu. Și știu că e greu. Dar deși știu că e greu pentru că au un scop, fac drumul ăla. Da? Usain Bolt, ca să alerge în 100 de metri în 9,1 secunde, s-a întâlnit 20 de ani pentru asta. Și o zis Pavel că cu luna lui se vestejește. Nu merită să am un scop bun pentru familia mea și pentru veșnicie? Da, dar trebuie să fac și calea care, mă merge acolo. N-am cum să sar așa pe etape. Ăia la alți... Dragii mei, ascultați-mă. Ăștia, prima categorie, se concentrează pe final. Puneți în loc de make more money, preach better, să predici mai bine, să cânți mai bine, să fii o binecuvântare mai mare pentru alții, să-ți duci familia în cer. Ceea ce eu vă spun acum are valoare în toate domeniile. Numai că prima categorie de oameni care ajung în cer, biruitorii, sunt oamenii care s-au concentrat pe scopul final. Ăștia l s -o uitat la drum și au zis, nu fac. O zis cineva din România, un, un frate l-a chemat să lucreze și nu știu cât era să la minim atunci. Cred că era 7-8 milioane să minim în România atunci. Și au zis fratele, frate, patron, care mai chema să lucrez, banii ăștia mi dau frate și stau acasă ajută-l, dă bani la ăsta și îl nenorocești, că din ăsta știi ce prunzi este. Din aia care iau FIFA 2020, ultimul stagiu. Din care toată ziua nu fac nimic. Că aștia nu sare departe de drum, de da? Hai să le luăm pe rând și acum să vedem ce de vesel suntem. Bun. Dragii mei, prima condiție e munca. E munca. Un olimpic la matematică face zeci de probleme pe zi. Ceea ce eu vă spun acum se aplică în orice domeniu, nu doar în domeniul financiar, în orice domeniu. Munca, vrei să cânti mai bine la orgă? Nu ai cum să stai pe telefon să joci nu știu ce. Trebuie să cânți la orgă. Da. Vrei să, să știi mai bine via, Trebuie să stai să studiezi. Muncă! Muncă, da? În orice domeniu. Hărnicia, nu? Proverbe 10 cu 4. Cine lucrează cu o mână leneșă să răcește, dar mâna celor harnici ce face? Îmbogățește. Proverbe 21 cu 5. Planurile omului harnic nu duc decât la ce? La belșug. Dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Nu știu cum sunt la voi. Și eu la noi la firmă răspunde peste 25 de oameni. Și avem și colegi în America și în România și în alte părți. Dragii mei, sunt categorii de oameni diferite. Oameni care îți vin la fix și la fără s plecat. să yes, e gata biserica, slăvit să fie domnul, că nu ne tună pe ăsta program. Ăștia n-ajung în viață cu pocăința mai mult de patru niciodată. Și la serviciu așa la fel. Stați Dar omul care face mai mult, da, și lucrează mai mult, omul ăsta, Biblia spune că e binecuvântat. Uitați-vă, Iacov a fost un om harnic. Genesa 31 cu 38. Am stat la tine 20 de ani. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă topeam de fric și îmi fugea somnul de pe ochi. Om harnic, da? Dacă ajuți pe un leneș, nu-l ajuți și îi faci un rău. Dragii mei, asta e prima condiție. Vrei să... Vrei să screști venitul? Fii omul care face ceva în plus decât ceea ce îi se dă. Am văzut la noi la firmă. Îți oameni care fac ceva în plus. Îi ajung mai sus. Omul ăla care, iară șeful ăsta mă putre de bogat, iară modastă fac ceva. Ăștia în viață tot timpul jos. Da? Uitați-vă, nu știu cât câștigați fiecare la oră și nici nu e interesul meu, să arăt fiecare, confidențial, dar vreau să vă spun, dragii mei, presupunem că câștigi, nu știu, 5 euro la oră, -mi dau acum în minte așa unul sau, sau 6 euro. Dacă vrei să câștigi 8 euro, ora nu se mărește, tot, tot, 60 de minute de rămâne. Da? Înseamnă că singurul lucru care poți să-l schimbi e munca ta. În ora aia să faci ceva mai mult decât ai făcut la 6 euro ca să iei 8. Asta e singurul lucru care poți să schimbi. Ca să faci asta ai nevoie de cunoștințe mai multe. Oamenii care ajung cei mai bun la o firmă, da? Sunt oamenii din top 10. Da, dar aia din top 10 au fost început, în, la început la, jos. Între, primii, între aia de jos 10%. Prin muncă, prin cunoștințe, prin învățat, prin hărnicie, au ajuns unde sunt. Nimeni nu se naște cu să știe integral și derivate de când e bie luș. Oamenii muncesc. Da. Doi, o altă condiție ca să ți se dea un venit mai mare la locul de muncă este încrederea șefului în tine, încrederea colegilor în tine. Am ascultat recent uh, istoria CEO-ului de la Google, un indian care a crescut undeva la țară, nu de dai doi bani pe el. Și acum ai CEO-ul la Google, o inventat Google Chrome, o inventat o grămadă de lucruri, Google Drive, Google Docs, integritatea. Oamenii au încredere în mine. Colegii trebuie să aibă încredere în mine. Dragii mei, FSN 6 cu 6, Au ce spune Pavel? slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor. Am văzut în România un lucru foarte interesant, nu știu cum e la voi, dar la noi acum au început să se pună ca în camere video și nu mai merg cu asta. Dar până acum, întreb, cum o fost la lucru? Bă, de ce au fost o zi super? Dar de ce? Nu a venit șeful, de ce? Șeful nu a venit și atunci a fost foarte fain. Eu cu ochii mei am văzut angajat care atunci când o intra șeful nu știa pe ce să pune mâna. Numai că nu poți să transferi instanța, știi? Se vede când... N ai cum. Iubiții mei, ascultați-mă, șeful ăla, cel puțin în Suedia e valabil. În România unii au ajuns sus pe mânărel, dar în Suedia nu au ajuns mult pe mânărel, sus că au fost de muncă și la aici nu merge cu multe învârteli. Și în Germania și în alte țări pe care un pic le-am studiat, da? Crezi că șeful ăla care e păstă tine e mai slab ca tine la minte, așa -i? Nu te simte n are cum să fie așa. Și atunci Pavel a văzut în vremea lui ceva ce e și în vremea noastră. Știți ce? Fățărnicia. Mă zice, mă fac că lucrez, el mă face, mă face că, se mă plătește și o scoate în cumva la capăt. Să treacă ziua, să vină leapa. Nu? Da, dar așa faci și în familie, așa faci și în biserică. Asta e problema. Ca asta o să spun. Nu spuneți mie că Dumnezeu va chema să fie în biserică cineva în comitet pe unul care se uită la camera video Băi, fii atent că pus ăsta cameră, nu mai pot să stau pe telefon. Îl cheamă domnul să fie lucrător în biserică, așa Păi dacă n-ai fost în alea mici, cum o să fii în aștia mari? Îl cheamă domnul pe unul care o fost la școală, care a repetat de patru ori anul să, să, să fie predicator. Păi repetăm, cred că și răpirea, dacă ne predică el. Nu? Iubiții mei, trebuie să fim foarte atenți la asta. Ca și cum avea să placeți oamenilor, ci ca niște robai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Integritatea. Da? Numele bun. Contează enorm lucrul ăsta. Și trei. Vreți să te diferențiezi de colegii tăi? Mă uitam într-o zi în avion cum aruncau ăștia bagajele. Păi în veci nu un pilot. Dacă cu bagajul ăla dai, ca și cu nervii. Da? Supărat că îmi dă nu știu câți euro la oră. Dar el vrea să ajungă pilot în viață. Păi ca să ajungi pilot în viață, o să dai și cu avionul, cu noi, cu ca și cu bagajul. Păi nu, e normal asta. Iubiții mei, Biblia spune lucruri mici și apoi lucruri mari, nu? Calitate. Proverbele 21 cu 5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă. N-ajunge decât la lipsă. Și spune un proverb românesc. Graba strică treaba. Ascultați-vă ce vreau să vă spun. Prin munca pe care voi o faceți la suedeză aici, unde lucrați, voi vă pe Hristos. Să știți că nu o să puteți chema la evangelizare pe un șef de al vostru la care nu-i faceți calitate. Auzi, am pus gresia cârnă, dar vine Cristi Baură. Hai să ascultă o predică. Cu ce la, să te vă înveți ăla? Să puneți gresia cârnă? N-am pus la boloboc uh, regipsul, dar vreau să te chem la stărită de pe Duhul Sfânt. Vă dați seama cum sună, nu? Iubiții mei, ar trebui cei mai bun profesioniști de lumea să fie pocăiții. Te poți încrede în ei. Te poți baza pe cuvântul lor. Când și-o la la tine, nu-și mai încă cinci părți lucrare. Faci cinci case în același timp și te duce cu zăhărelul și nu vă spun câte echipe de meșteri am schimbat la mine la casă. Mulți se plâng că n-au de lucru azi. Păi n-ai cum să ai de lucru dacă atunci când mătur rămâne mai mult gunoi decât a fost înainte. Nu? El n-are de lucru. Păi dar cine dă de lucru? Să... Nu? Și scade tavanul, îți plouă până tavan la casă și te plângi că nu te pune nimeni să faci tavane. Pui. No. Exodul 36 cu 1. Bețale el, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere. Auziți? Ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Lucaș, așa cum aveau e Nu. Au făcut totul după cum poruncise Domnul. Iubiții mei, dacă vreau să mă diferențiez de colegii mei de la servici, de ea care se uită la ceas, ies la o tigară, păstă ori ies la o cafea și termină nesu într-o într zi. N-am cum să mă diferențiez de ei decât dacă fac calitate. Mai bună ca și ei. Decât dacă sunt mai integru ca și ei. Că dacă mă duc cu, cu, șuruburi furate de la servici, sigur nu o să mă pun pune șef erați. Nu? E foarte important lucrul ăsta. Ce înseamnă calită? să, să fii un om exclusiv? Îndemânatic, dibaci, abil, ingenios, priceput. Domnul șef, uitați, aici aș face mai bine. Aici se poate face așa, așa. Și aș să vii cu, 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 cu propunere. Făcut cu pricepere, cu măiestrie, cu artă. Uitați-vă, dragii mei, Dumnezeu pune pe veți el. Nu zic, domnul, ia-l pe ăla care mănâncă popcorn și care tine scorul. bagă la Sfântul Locaș. Păi ce putea pă din el? Un locaș mai și amar pe cea. Nu zic, domnul, vi pe veți el. Om exclusiv. Și toți bărbații izgusiți. Colosem 3 cu 23. Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Iubiții mei, când am început să predic, mi-am dat seama de ce, ce misiune și ce slujbă importantă. Eu n-am început să predic pentru laicul like și pentru popularitate și nu fac asta nici acum. Dar vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Am luat rolul ăsta în serios și m-am dat seama că nu pot la un om să îmi bagi loc de timpul lui în biserică, că nu îmi bagi loc de timpul unui om, îmi bagi loc de... Aici poate sunteți 60 acum, sau 70, nu? Păi oamenii ăștia care te ascultă o oră, 60 de minute, gândiți-vă ce pot să facă 60 de oameni în 60 de minute. Dacă ar fi afară pe șantier, s-ar ridica o, o jumătate de casă, poate. Și atunci, pentru asta, când mergi la ambon, când vii la cântare... Când, când, faci ceva pentru Domn, trebuie să faci din toată inima. Dar dacă, dacă nici la servici nu faci, nu? Cum o să faci pentru Domn? Noi suntem foarte atenți la teva, la lucrurile astea. Încercăm să nu promovăm oameni care nu se integre, care nu fac calitate, care nu sunt ca harnici, promovăm funcții de conducere. Că ăștia duc biserica în fundul iadului. Că știi ce vorba ăștia? Se poate și așa. Se poate și fără sfințire. Se poate și fără renovare la biserică. Lasă-mă să fie mucegai, important e că la noi acasă e fain. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și acum vă dau o întâmplare din America, o întâmplare foarte fine. O femeie lucra la o casă, la un supermarket. Vă dați seama că să fii vânzătoare la o casă, un ar poate minim pe economie, cum e la noi la Oșan sau la Caufla. Mereu era posomorâtă și făcea totul ca din obligație, ca cei mai mulți din România. La voi nu-i cază. Da? Ați na, na, a spus -o România. Eu știu ce socuri trăiți voi când veniți în România. Când trebuie să salutați voi pe noștri, că el te bagă în seamă. Stau pe telefon. Dar vor salarii mari, frate crește. 1000 de euro. Eu nu mă duc pe, pe, 12 milioane. Începe cu 12 mai întâi. Și apoi cu 14, și apoi cu 18, și -apoi cu 20. Și era și fata femeia asta. Mă pot să omorât totul ca din obligație. Și într-o zi un predicator... La biserică au făcut ce fac eu astăzi. A subliniat ce înseamnă să faci totul de calitate. Dar deja vă faci de calitate și în jur de mamă, nu? Cu zâmbet, cu bucurie, cu ce pot să vă servez, ce pot să fac domnul șef astăzi, cum pot să fac mai bine, da? Și femeia asta a zis, bă, dar predicatorul ăsta cred că are dreptate. Hai să mă duc să pun în practică. După șase luni, când predicatorul s-a reantors în acea biserică, femeia o venit la el. Și-o zis, frate predicator, am început să pun în practică sfatul dumneavoastră. Și-o zis, într-o zi... Am prins cea mai mare coadă de care era la mine la casă. Parcă tot vă acolo. Știți când se vede cum arată un lider în vremuri de criză? Atunci se vede. Și au zis, atunci am venit parcă să-mi schimb zâmbetul la care mi-am început să-l să, -l, să -l fac de calitate. Dar am zis, nu, acum dacă e coada mai mare, mai tare zâmbească. Mai frumos lucrez, mai de calitate mă, încop, mă comport. Și au zis, în coada aceea, la momentul acela, o fost cineva care a zis așa, vreau să te angajez la mine, eu sunt patronul mare de aici din oraș și am nevoie de o secretară ca și tine. Și au zis, am primit un salariu mai mult decât dublu și o funcție mult mai mare. Din ce cauză? Am făcut cu bucurie, ca pentru Domnul, am făcut de calitate. Ezechiel 36 cu 30, voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului ca să nu mai purtați o coara foametei printre neamuri. Uitați că Dumnezeu binecuvintează. Genesa 26 cu 12, Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod în sutii. De ce cauză? Că și Domnul l-a binecuvântat. Vreau să vă întreb, cum îl binecuvânta Domnul dacă nu făcea semănături? Stau pe Insta, mai pun statul din la, mă plicti cu capa. Și vreau să mă binecuvinteze Domnul. În afară să se stea curentul, nu există altă binecuvântare. Nu, nu văd altă binecuvântare. Da? Dragii mei, vreau să mai, să mai subliniez un lucru foarte important. Trebuie să ne specializăm pe anumit domeniu, să lăsăm prostia asta cu care am, ați venit din România și care încă e în România. Frate, ce știi să fac? De toate! De toate și plouă în casă când termină casa. Mereți în Cluj. Uitați-vă câte apartamente plouă până, până, ele. Și pot să vă demonstrez asta. Oameni care fac de toate și nimic. Nu. dragi mei, trebuie să ne specializăm pe un anumit domeniu nu poți fi și mecanic, și doctor, și bucătar, și tâmplar. Tai și la, și la, ăsta, la, la abrict și tai și cu oasele. N-ai cum. Că o să tai ca și la abrict. N-ai cum să le faci pe amândouă. Uitați-vă la Iacob când vine asta pe copii. Nu au zis, auzi copii, hai repede că mi i foame, hai să facem Dar La comun aici. Domnul să fie cu voi. Eu luat pe fiecare în parte și vă pentru ei pe fiecare în parte. Asta înseamnă specializare. Asta înseamnă punct ochi, punct lovit. Nu? Uitați-vă la Moise când se -i roagă pentru, pentru semințile lui Israel. N-aveți poate mulți de adolescenți, dar eu cu copiii mei deja la șase ani fac informatică cu ei. Engleză, de mici. Se specializează în ceva, că dacă nu le dăm noi de lucru, le dă diavolul de lucru. Și apoi ne mirăm când suntem mari, că am muncit deja. Păi nu am muncit, că ăștia sunt în lume. Nu? Iubiții mei, atâtea filme, jocuri, telenovele și naviga toată ziua pe internet, îți la dispoziția tinerilor ăsta și îmi pare rău că în loc să se specializeze, ar putea să facă ceva. Unul din patru tineri din România nu lucrează. Scria cineva pe Facebook, acolo unde poți să scrii loc de muncă. Buzunarul lui tata și al lui mama, acolo ca el. Vă dați seama ce, ce, ce ăla e chiar continuitate și cum o fă la pensie acolo. Îți iei ună din ăsta ca și fată, nu mai zâmbești toată viața nu comitetele o păcăcau, s-o ziua pe Google. 4 ore pe zi, dacă stai pe telefon degeaba, înseamnă 28 de ore pe săptămână, pierdute. Adică peste 100 de ore pe lună. Gândiți-vă dacă astăzi 100 de ore ai face un curs, să înveți ceva practic online, sau să citești o carte care să te ajute în domeniul muncii. Nu? Vei deveni -o, o persoană pregătită și responsabilă. Da. Mă duc la ultima parte a mesajului, dragii mei. Cum pot să economisească? Nu știu, vă place oare partea asta? Cum să economisească? Nu prea le face la oamenii Nu Numai să cheltuiască la mulți, da? Cum pot să economisească? Dragii mei, Biblia spune ceva foarte important. Proverbe 21 cu 20. Comor de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept. Dar omul fără mintele risipește fost proroce în Italia nu de mult, la vremea de foamete care va veni în următorii ani, dacă nu mai repede, o zis, Domnul, mulți nepocăiți se vor întoarce la mine din cauza că pocăiții îi vor ajuta. Dar de ce pocăiții? Păi o familie cu prunci, are tot timpul zacuscă, pusă, gem, murături, nu? Unul care crește câini și pisici, ce murături să aibă? N-are cum să aibă nimica, nu? Ăla când vine foamea, moare câinile și apoi moare și el, dacă nu intervine cineva. Dar uitați-vă, dragii mei, proverbe 21 cu 20. Ce-o zis Dumnezeu aici? Pai găsești în, la el, nu? Nu. Comor de preț și un de lemn. Știți cât, ce mult face un compot într-o zi de foame? Și ce mult face să ai ceva pus pe iarnă? O, oh, de mare întâlnări de tineri care se căsătoresc. Că nu știu, parcă surorile pleacă în țările calde iarnă. Dar tot nu mai pun nimic. La noi nu o să fie iarnă, zece. Deci, să fie tot timpul numai soare. Da? Știți ce spune altă traducere acestui verset? Omul înțelept are tot ce are nevoie, dar prostul cheltuie tot ce câștigă cât de repede poate. Ce adevărată e Biblia, dragii mei. Asta e frumusețea Bibliei. Are valoare în orice epocă, în orice vreme. Ce e important, nu? Uitați-vă, mă uit la mamele noastre. Vineau musafi, acum îți dă telefon cu o să vă dăm înainte și tot nepregătită ești. Tot nepregătit. Bă, zice, cred că nu mai vine că e COVID. Cred că Domnul lucrează și nu mai trebuie să fac nimic, zice. Atunci nu te un nimeni. Nu mai te trezeai la poartă cu musafiri, cu 10-20. Și uitați-vă că mama avea de unde se scoate. Nu știu cum făcea mă repede. Un borcan de acolo, o car, nu știu pe unde făcea. Și acum noi cu toate posibilitățile de multe ori rămânem în pană. De ce? Că versetul ăsta e adevărat, dragii mei. Omul înțelept tot timpul are ceva pus deoparte. Nu trăiește de la salar la salar, de la pece tu pecec. Nu, Lasă, dragă, că vine sau să săptămâna viitoare. Domnul lucrează. Și până început, ce să așa ce facem? Nu știu. Ne ajută, frații. Luca 15 cu 14. Auziți ce se întâmplă când cheltuiești totul și nu, 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 faci, nu pui nimic deoparte. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lips. Dragii mei, ce facem în vremuri grele dacă atunci când a fost vreme bună am cheltuit tot? Iosif, șapte ani de belșug și șapte ani de Belșuc cum a fost în ultimii 30 de ani acum, în toată lumea asta, nu a mai fost niciodată în istoria lumii. Mă gândesc numai cum eu cu soția schimbăm copiii, să ai pampers, cât spălau părinții noștri păscutece. Cuptor cu microunde, aragaz electric, n-ar rost să vorbim ce vremuri trăim. Dar știți că atunci când ai de toate, faci cea mai mare pradă. Știți că oamenii cei mai pretențioși sunt oamenii care au de toate. Dumnezeu nu i-a zis faceți praf tot ce aveți în a șapte ani buni și în următorii ani eu fac să ploaie greu din cer. Nu. Dumnezeu nu a spus asta. Dumnezeu a ridicat pe Iosif și Iosiful din partea Domnului eu vorbi. Dragii mei, autocontrolul ne ajută foarte mult disciplina. Mă duc repede și terminăm. 8. Asta la totul dintre cei care economisesc, recunosc că au învățat aceste lucruri de la lor. Ce important e o mamă și un tată econom. Dacă eu sunt un părinte echilibrat și econom, am șanse mari ca și copiii mei să facă la fel. Și de ce? Căci copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Mai spun ceva: copiii noștri vor învăța cum să se raporteze la bani uitându-se la noi, ca și părinți. Dragii mei, câțiva pași foarte practici și rapid. Primul lucru care vă sfătuiesc să-l aveți toți acasă, e un fond de urgență. Să aveți 1000 de euro sau 1000 de dolari puși deoparte pentru o cauză de urgență. Nu să știți ce se întâmplă. Să lovește cineva mașina, poate aveți asigurare. Se întâmplă ceva medical, ai nevoie de o operație. Sunt lucruri, dragii mei, urgente. Cele mai multe familii care se împrumută, se împrumută pentru că n-au fondul ăsta de urgență. Asta trebuie să fie un 3 4000 mii de lei în banii voștri, 1000 de dolari, 1000 de euro, nu știu câte mii de coroane, nu te atingi de ei numai dacă e ceva foarte important. Ca să nu ajungi la împrumut. Că după ce intri în împrumut aici, e ca o spirală, nu mai ieși. Da? Începe apoi să pui deoparte un fond de cheltuieli. Iubiții mei, să știți că sfaturile astea sunt foarte importante. Presupunem că rămâneți săptămâna viitoare fără lucru. Ascultați-mă! Aveți timp 3-6 luni să vă căutați de lucru, fără să faci scandal în casă, fără să sară soția pe tine cu gura, fără să intri în faliment. Ce înseamnă fond de cheltuieli? Văd cât cheltuiesc pe lună. 2000 de lei în România, 1500 de euro în, în Suedia. Atunci fac 1500 ori 3, 4500 de euro și îi pun deoparte, dacă pot, mă duc până la șase luni. Repet, dacă îmi pierd locul de muncă, pot să-mi plătesc rata mai departe care o am la casă, pot să plătesc curentul, apa și ce mai am nevoie. Fără să intru în ceartă, în familie, în soție, că ție tot nu trebuie mașina aia, nu că ție tot trebuie to -mi ia, m o mie, nu mă trebuie o Nu că mai ta s-a și a spus să ne luăm. Nu, n-apar discuțiile astea dacă ai lucrurile astea. Îți lucruri practice, dragii mei, de mare folos. Proverbe 6 cu 6, du-te la furnică, uite-te cu băgar de seamă la căile ei și înțelepcește-te. Își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Dragii mei, asta ne învață Biblia, adună vara pentru iarna. Pune deoparte în vreme bună ca să avem în vreme rea. Copiii mei au acasă trei plicuri, încerc să-i învăț de mici, din orice bani pe care îl dau copiilor mei, nu vă faceți probleme că nu le dau bani pentru că mătură în casă sau că spală vasă. Că aia se include că nu ești la hotel. Da? Dar, de exemplu, dacă iau o notă foarte bună la școală în urma unui, eu știu, unui extemporal sau cuvinte în plus la limba engleză, iar îi mai recompensăm dacă citesc cărți creștine, ca să nu stea pe telefon, da? 2-3 lei, nu-i mult. Dar i-am învățat să pună 20% parte Domnului, 30% cheltuiel, 50% economii. Acum a fost ziua fetiției recent. Am mulțumit Domnului, am făcut o rugăciune și am cumpărat un cadou. 70% din cadou am luat din banii ei. 30% am pus noi. Știți ce grijă are de cadou la acum? Iubiți mei, foarte important lucrurile astea. Tot ce primim gratis, dacă primești gratis, uitați-vă, dai gratis la copilul pe pușă. A doua zi, nici nu știu, știu pe unde, eu, după dulapei. Nu mai are grijă. Că nu-l costă, da? Și le-am promis la copiii mei că dacă nu se bagă în economii, la finalul lunii le dublez economiile. Și atunci îi motivez să strângă, da? Auzeam recent de o fată, are peste 10.000 de euro strânși. Nu e căsătorit. Toată stima mea pentru astfel de tinere, tineri. Toată prețuirea mea. Da? Dragii mei, m-am propus de final, Financiar e ca și spiritual. Dacă te pregătești din timp pentru zile grele, când acelea vor veni, nu te vor lua prin surprindere. Vedeți pilda celor de feșoare, da? Pe omul chipzuit, strângăresc, Dumnezeu îl ajută, uitați-vă la pildă talanților, avem și noi talanți, sănătate, înțelepciune, viață, timp, hărnicie, puneți le la lucru și Dumnezeu ne va binecuvânta. Al treilea punct, ca să economisești, trebuie să-ți plătești Nu-ți plăti datorile înainte să ai fondul de urgență, că apare o urgență și te bagi în datorie din nou. Plătești datorile după ce ți-ai pus fondul de urgență deoparte. E foarte important în lucrul ăsta. Da. Luca 19 cu 26, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Dați-vă la văduva din Sarepta, Dumnezeu ne binecuvintează cu ce avem acasă. Elisei întreabă pe femeie, ce ai acasă? Mai am un vas cu un de lemn. Asta din stareptă mai avea două porze de mâncare și Domnul a binecuvântat. Dragii mei, atenție mare la venituri, la cum câștigăm banii, la ce facem cu ei și la cum economisim. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la fiecare, să ne putem și bine casa. Că dacă avem înțelepciune în aceste domenii, vom avea înțelepciune să ne ducem familia spre cer fără conflicte, fără probleme și fără alte lucruri. Vom face o pauză, după cum spunea Hatele Doru, și apoi vă rog să nu plecați, nu vă speriați, să plecați, că vine vorba de dar dărnicie și milostenie. Sper să fiți așa de mult și după aceea. Da? Domnul să ne ajute. Amin. Este un cuvânt care spune în felul următor. Întâi că ți foame, al doilea că îți place și al treilea e șansa asta să selectezi, să vezi oare ce să iau, ce să nu iau. Noi să luăm tot cuvântul Domnului că e cuvântul Lui. Vreau să ne uităm, dragii mei, în ultima parte, în această seară, la a treia lecțiune din educația financiară în familia creștină, și anume la problema dărniciei. Problema dărniciei. Dacă poți să-l Nu mai citesc context pentru că o să mergem în mai multe locuri din scriptură, e un subiect foarte sensibil, însă vreau să vă încep spunându-vă că în Luca 12, la bogatul care rodește, la care erodește țarina, el spune următoarele cuvinte, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată a zis el, ce voi face, voi strica grânarele, voi zidia altele mai mari și acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi, zice sufletul lui meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te. De opt ori în aceste versete, bogatul vorbește despre el. Și niciodată bogatul nu vorbește despre Dumnezeu, ci vorbește despre el. Folosim pronumele personal sau posesiv. Eu, mie, îmi. Iubiții mei, în momentul când dăruim Domnului, Vreau să vă spun astăzi că zeciuiala, dărnicia, milostenia, ne amintește de cel puțin 12 ori pe an că Dumnezeu e proprietarul la tot ceea ce am eu. Iar eu sunt doar administratorul. Biblia spune la un moment dat, cine aduce mulțumiri, nu de pe buze, ca jerfă. Acum, dumneavoastră, știți cât vă costă pe fiecare mulțumirea. Da? Ca jerfă, să fie o jerfă mulțumire. Vreau să ne uităm în această seară, în primul rând, la prima întrebare: de ce trebuie să fac milostenie și dărnicie? Nu cumva e opțional lucrul acesta? Că pentru unii și rugăciunea e opțională, și postul a ajuns opțional pentru unii, și citirea Bibliei a ajuns opțională. Dar mei, să nu confundăm, de exemplu, a, a te plimba în parc e opțional, a mânca nu e opțional. Dacă vrei să trăiești, trebuie să mănânci. Poți să trăiești și fără să te plimbi în parc, dar fără mâncare nu poți să trăiești. La fel este cu disciplinele spirituale. Postul, rugăciunea, citirea Bibliei și este una foarte pusă la o parte care se numește dărnicia. În primul rând, dragii mai trebuie să facem milostenie și dărnicie pentru că Biblia ne cere acest lucru. Citesc, puteți nota doar referințele, Maleah 3 cu 10, aduceți la casa visteriei toate zeciuielele ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare. Mă opresc spunându-vă un lucru interesant, singurul loc în Biblie unde scrie puneți-mă la încercare e aici. Am văzut tine care au zis, Doamne, dacă plouă mâine, cred că băiatul e de la tine, dacă e soare, nu e de la tine. Nu. Dacă vrei să te pui la încercare pe Dumnezeu, dă-i Domnului. Implică-te, ce spune Biblia, nu? Și veți vedea, dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, plăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Acum am adus două sfânt în minte, știu situații în țară unde o pluat cu grindină într-un sat, singura grădină unde nu o pluat cu grindină, nu a fost a pentecostalilor, ci a unuia dintre frații din biserică, care nu vă spun cât bine face, enorm de mult, umblă pe țară. A fost o minune. Dumnezeu poate să facă lucruri din acestea. Dragii deci mai vreau să subliniez un aspect aici. Dacă Dumnezeu e pe primul loc în viața mea, toate celelalte lucruri vor fi în ordine. Dacă Dumnezeu nu e pe primul loc, toate celelalte lucruri vor fi în dezordine. Mă duc mai departe spunându-vă că în Vechiul Testament zeciuiala era obligatorie. Obligatorie. În Noul Testament, termenul zeciuial apare de trei ori. În Evanghelie, în afară de Cartea Evrei, unde se vorbește despre Melchisedec și Avra. Vă dau o singură referință, Matei 23 cu 23. Pentru că mulți zic, frate pastor, frate, slujitor, nu în vechiul testament, e zeciala. Aici e opțional. Nu ne grăbim, Vai de voi, cărturari și farisei, voi dați zecioială din izmă, din mărar chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Auziți ce spune Iisus? Pe acestea care, zecioiala și celelalte, să le faceți. Trebuie să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Da? Dreptatea, mila și credincioșia trebuie să le faceți și pe acelea, zecioiala și celelalte, să nu le lăsați nefăcute. În rest, în Noul Testament apare, apar următorii termeni. Milostenie și dărnicie. V-ați pus întrebarea de ce în Noul Testament apare milostenie și dărnicie și în Vechiul Testament apare mai mult zecioială. Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos vrea ca tot ceea ce să facem, să facem nu din obligație, din lege. Bă, mă exclude păstorul că n-am dat zecioială. Nu, asta nu e zecioială, asta nu e pocăință. Da? Iisus vrea ca tot ceea ce facem să facem din dragoste. Da? Eu când mă duc să fac cumpărături la Lidl pentru soția mea, nu zic, iară îi trebuie la asta bani pentru prunci și lapte praf. Păi înseamnă că eu nu sunt căsătorit cu ea numai în acte, înseamnă că nu am nicio dragoste pentru familie. Da? Eu tot ce fac pentru ea nu fac la procent. Dragă, ai depășit 10% la Lidl la cumpărături, ce faci? Ne bagi în falimente? Nu, no, nu fac asta. Da? Tot ce fac, fac din dragoste pentru familie. La fel, dragii mei, biserica e o familie. Noi suntem parte în familia Domnului Isus. Subliniez un aspect foarte important. Dragostea pune mai mare preț pe inimă decât pe procente. Da? În 2 Corinteni, capitolul 8, unde au, macedonienii au dăruit lucrării Domnului prin Pavel, vom citi mai târziu, spune Biblia așa, au dat peste puterile lor. Păi dacă dădeau zeșuială, nu stia așa. Spune așa, au făcut parte. Au dat peste puterilor. Legea nu face peste puteri, doar dragostea face asta. Când soția mea să se scoală și acum, altă, ieri noapte se pe 5 sau 6 ori pentru că avem un copil copilaj de 10 luni, da? Păi dacă ea ar vrea să zică, Crist, eu fac 10% din timpul meu, îl dau familie, restul fac ce vreau. Păi ai lege. Ea s-a sculat de 5 ori pe noapte din dragoste. Dragii mei, asta vrea să facă Dumnezeu cu noi. Aș spune că Noul Testament zeciuiala e minimum. Minimum. Adică dacă dragostea nu face nici măcar cât cere lege, atunci n-am înțeles mare lucru. Noi, dragii mei, nu mai punem accent totalitar pe lege, dar trebuie să înțelegem că în spatele legilor stăteau niște principii valabile și astăzi. Sfatul meu în această seară este, dacă nu ți-ai dat începe cu zeciuiala. Fă o disciplină din asta. Vă mărturisesc înaintea Domnului că din 2007, de când m-am angajat până astăzi, și o spun responsabil, nu a fost un salar în care să nu dau zejoială. Dar vreau să vă spun că asta nu vine decât dacă te obișnuiești, dacă ți-e frică de Dumnezeu. Că aici voi mă vedeți cum predic, dar acasă nu mai eu și Dumnezeu știe ce fac. Dacă eu acasă nu că din ceos în lucrurile mici, ce fac în fața voastră, nu mă scoate. Da? Și atunci tu trebuie să faci o disciplină din asta. Și încă ceva. Uh, zecioala se dă la început, din venit, nu din ce îți rămâne. Am întâlnit, nu zic unde, în anumite țări din Europa, oameni care plătesc leasing-ul, plătesc ratele, plătesc coentul, plătesc capa și mai rămân 300 de euro. Și dă 30 de euro pentru Domnul. Frate postor, mă binecuvântat Domnul cu 30 de euro. Nu. Dragii mei, uh, de ce, de ce zecioala se dă la început? Pentru că asta înseamnă credință. Cei 10% pe care îi dau la început, îmi dau garanția că restul de 90% sunt binecuvântați de Domnul. E mare lucru ăsta și e foarte important să-l înțelegeți. Uitați-vă la evrei când se năștea un ied sau un miel. Nu au Domnul, aștepta să se nască 10 și apoi mi-l dați pe primul. O zis Domnul, primul care se naște mi dai mie. Nu mai avea garanția cât se mai nască. Dar de fapt era un act al credinței, dragime. mei. Eu acum nu mă duc să stau lângă oaie, să înfete și vin cu el la păstor. Noi trebuie să înțelegem că este un principiu în spate. Nu ne neapărat forma. Unul dă haine, altul dă aragaz nou nouț, altul zice eu nu vă trimit bani la asociație, noi vă trimitem ulei și zahăr. Să vă să fie domnul. Nu forma contează. Principiul din spate contează. Da? Primul născut din familie sau turmă era închina Domnului. Biblia îmi cere să fac acest lucru. Vă spun cu durere, foarte mulți frați și surori nu dau zeciuiala. Nu știu cum e la voi adunare. Nu, în România foarte mulți nu dau. Pentru că zicea, domnul știe că nu pot mai mult. Dragii mei, am întâlnit oameni care au zis, când o să am 2000 de euro, o să dau și eu. Dacă nu dai acum când dai 1000 de lei, 200 de euro, nu o să dai nici când dai 1000, că o să-ți placă mai mult de aia. Dar dacă nu te poți desprinde acum, nu? Mă uit la mama soacră, 12 copii, un singur salar. Nu s-au culcat odată flămânzi. Și eu știu patroni în România care câștigă, mă sunat cineva, a de este 50.000 de euro, o mintră pe lună în casă și la finalul lunii nu mai am niciun ban. Păi dacă nu-i binecuvântarea Domnului, nu vorbesc că la ea să strică proastă toți banii. Dacă nu-i binecuvântarea Domnului, poți să ai oricât. Mă uit la părinții mei, mai cum mi-au lucrat în croitorie, mai că mi-au lucrat ca și strungar, dulgher, matrițer, da? I-am fost nouă copii la părinți. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar partea Domnului a fost partea Domnului totdeauna. Doi, de ce trebuie să dau, să fac milostenie? Pentru că în acest fel, dragii mei, seamăn cu Dumnezeu. Prin Fiul Său Dumnezeu a dat pentru noi 100%. Vreau să vă întreb, ne este greu nouă să dăm 10%? Cineva spunea, eu când vine prigoana, eu primul care mor pentru Domnul. Păi tu nu poți muri față de 200 de euro acum, cum să mor pentru Domnul? Nu? Dragii mei, nu pot să fac lucruri mari în viitor dacă nu fac lucruri mici aici. Eu nu pot să citesc o carte din Biblie într-o dimineață dacă nu citesc măcar un capitol de acum înainte în fiecare zi. Și apoi să ajung și la o carte. Vorbeam cu uncul meu și m-au zis nu am putut să dorm acum într-o noapte, m-am ascultat la 5. Mă gândeam, mă, la ce, ce pot să fac cu unul la 5 noaptea? Ziceam, am citit 15 capitole din Luca. Păi, când am auzit, am zis, mă, extra. Păi da, dar au citit 15 dintr-un șut, că ăsta au citit de 10 de ani câte un capitol, 2-3. Nu e o el să de 15. Iubiții mei, un aspect foarte important cu care vreau să rămânem, totdeauna când Biblia vorbește de zeciuială, nu spune dați, ci spune aduceți. Ăsta <laughs> e foarte important lucrul ăsta. Nu spune, bă, dați, Domnul, nu, ci, aduceți. Și ce spune mie asta, dragii mei? Pentru că acea parte e a Domnului. Vă dau, un, vă dau, un exemplu. Eu îi dau fată lui Doru o mașină mea împrumut. Eu nu, când îl sun pe stradă nu îi zic, dă mașina înapoi, zic, adu mi înapoi. Pentru aia Domnul zice, aduceți, că eu v-am dat. Nu vă cer tot, zice, dați-mi măcar 10 a 10 parte. Maleah 3 cu 10, aduceți, Exod 23 cu 19, să aduci la casa Domnului, numere 18 cu 12, îți dau cele din roade pe care le vor aduce Domnului. Nemia 10 cu 35, am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului. Atenție foarte mare, ai doar două opțiuni, să aduci partea Domnului sau să o furi înșelându-l pe Domnul. Dacă fratele Doru nu mai dă mie mașina înapoi, el mă înșală pe mine. Că nu ia dânsul lui, mea. Eu, dacă n-aduc lasă-mă că o să vadă și păstorul ăsta că fără mine nu poate în biserică. Nu, 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 mai nu, nu pierdem nimica. Că Dumnezeu nu stă într-un patron sau într-un om. Capul bisericii Isus Hristos. Când nu mai aduc alții, ridică Dumnezeu văduve care să dea. O mărți văduva de la templu și-o dat. nu știți că Dumnezeu nu rămâne în pană de idei. Nu? Dar e un har că Dumnezeu m-a dat binecuvântarea asta și mă a pregătit faptele bune în care eu să o umplu de mai lec, nu? Uitați-vă în Maleah 3 cu 8, spune Bila, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuri ele și darurile de mâncare. Dragii mei, când ofer Domnului partea lui, devii mai puțin zgârcit și mai puțin egoist. Devii un soț mai bun și o soție mai bună. Și ascultați-mă, într-o viață, aceste gesturi mici lucrează în tine un caracter extraordinar de dăruire, jertfă și sacrificiu. Și ia Iisus chip în tine. Și mai este un avantaj când dau. Nu mă leg de lucrurile astea vremelnice. Mă desprind de Dumnezeu, nu? De ele, nu? Mergem mai departe. Cum trebuie să facem milostina și dărnicia? Că și Domnul Becali face milostenie, nu? Așa și când îți un judător, ferească Domnul. Nu? Și și alții, nu doar dânsul. Ne rugăm și pentru el și pentru alții, Domnul să-i lumineze, nu? Dar, dragii mei, nu-i suficient numai să facem, nu? Am întâlnit și eu pe în țară oameni, ce bă, vă dau la biserică, schimbați stația, dar nu mă întrebați când vin la cină. Ne vedem anul viitor. Cu alte cuvinte, dacă dau voi, trebuie să închideți ochii la pocăința mea. Dar nu merge așa, dragii mei. Nu merge. În primul rând, când dau Domnului, trebuie să dau cu o viață curată. Diferența dintre Cain și Abel, cam în au adus jertfă, nu? Genesa 4 cu 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Fiți foarte atenți că sunt două probleme în versetul ăsta. După o bucată de vreme, când a vrut el, când a avut chef, când a stat mai bine cu Incaul, uh, incamul, da? cu veniturile, da? nu spune în fiecare lună sau în fiecare săptămână. Că, de exemplu, în Anglia ai primit în fiecare săptămână salarul, da? Apoi, nu spune că din primele roade, nu? Că poți să mergi, de exemplu, la piață, ai mărs cu de tași de cartof, ți-o rămas 3. ăia mai micuț. Mă, ce să fac? Mă opresc la o văduvă și îi dau. Vorbim și despre asta, Coș. Da? Dragii mei, uh el a dat și a vrut când a vrut. Cum mai fac și mulți creștini astăzi? Și cred că mai au făcut Cain o greșeală. Jerfa lui Cain n-a fost primită din cauza trăirii lui. Pentru că Dumnezeu spune vilea că s-a uitat la Abel și la jertfa lui. Dumnezeu când Cristi predică, da? Eu în seara asta, de exemplu, am luat două ore din viața mea și vi le-am dat vouă, da? Și asta e o zecială, e o o, o, o milostenie sau o dărnicie. Dacă, de exemplu, un frate de aici vine să mă ajute la casă să-mi pun acoperișul, n-am nevoie, zic așa un exemplu. El îmi dă o zi din viața lui mie. Da? Dar înainte ca Dumnezeu să se uite la predica mea, la zeciuiala mea, la ce am cumpărat pentru săraci, Dumnezeu se uită la viața mea. S-a uitat la Abel, spune și spre jertfa lui. Dar la Cain, la jertfa lui Cain n-a predicat cu plăcere. O să ia șase cu șase, că căci bunătate voiesc, nu jerfe. Ăștia aduceau jerfe, dar nu mai aveau caracter. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Proverbe 21 cu 27, atenție, jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Voi v-ați gândit să, vă imaginați cum arată un Dumnezeu care, la care vine să vă mide. Știu că sună urât lucrul ăsta, sună groaznic să-l spun, da, gândiți-vă că așa arată un om care trăiește în păcat și vrea să facă milostenie. Întâi Samuel 15 cu 22. Samuel îi spune lui Saul, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Că zis, era să vă zic unde cineva, o zi, dacă m să dacă mă ajut să, iau mașina asta, zice, jumate e a tău, jumate e a mea. Numai că mașina aia l-au vrut să ia cu kilometri învârtiți, știți? Să rezolve cu probleme acolo, cu înșelăciuni și vai și amar te se întâmplă. Dragii mei, n-are nevoie Dumnezeu de banii de la mașini cu kilometri dați în spate. Nu e așa de să Dumnezeu încât să aibă nevoie de bani. Din potrivă, e o sândă pentru omul la care face lucrul ăsta. Ia, e adevărat că e mai ușor să dai 100 de lei la un sărac decât să schimbi viața. E mai ușor, dar nu e eficient. Și vă dau un exemplu și încheie primul punct. Dacă copilul meu, de exemplu, pleacă în Franța, copiii mei zmiți, dar dacă crez mari și pleacă la muncă în Franța, vă dau un exemplu. Mă înjură, mă blastă, mă, vorbesc de rău, dar mă trimit în fiecare, în fiecare săptămână până în greu 100 de euro, așa că sunt bucuros. Nu am nevoie să-mi trimită nimica. Dacă știu că mă ascultă, atunci ceea ce îmi trimite are valoare, că îi primesc ca și un gest, nu că aș muri de foame. Dar dacă mă blastă, mă înjură și mă vorbesc de rău, nici nu mă duc, nici nu-mi trebuie codul de la Manigrem de 9 cifre sau cât are, sau 10, că vă mai bine ca mine. Nu. nu -mi trebuie. Pentru că, dragii mei, prima condiție atunci când facem o milostenie sau o dărnicie este o viață curată. Doi, cum trebuie să facem milostenia și dărnicia? Cu mare atenție la calitate. Nu da Domnului ce mai rămâne, ce nu-ți mai trebuie ce e de proastă calitate. Maleah 1 cu 8. Aduceți ca jertfă o vită oarbă. Nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șcapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu o zi, Domnul, dregătorului tău. Adică du-te la primar cu o acolo de cartofi, mucegăiți. La Asociația Miros de Cer, într-o zi, ne-a venit un tir de haine, nu știu dacă nu, 150 de saci de haine. 50 erau mucegăite, de 50 de saci. O să fie că zice, în numele Domnului, trebuie să ne scăpăm de el, nu, îl dăm undeva. Într-o biserică din țară, s-a făcut o strângere pentru zona vaslui, acum câțiva ani. Frații păstori, slujitori au anunțat, care aveți pe acasă, în dulapuri, ce aveți și puteți da Domnului să dați. Alții alimente neperisabile, alții bani. Un vas autentic din biserică a avut un vis în seara respectivă în săptămâna care urma să aducă oamenii. Și o zis, domnul, mulți merg acasă și își fac curat în dulap. Pantalonii aia purtați, cămașa aia care nu-i mai trebuie, o dau în numele meu. O zis, domnul, că vas, dute și spune bisericii, poate să dea lucrurile alea, dar să nu folosească numele meu. Iubiții mei, și părinții mei se ocupă de 20 de ani, peste 20 de ani, nu vă spun că nu pot să spun la învon ce primit ca și haine murdare să dea la săraci. Nu pot să spun. Dar sunt oameni care își fac curat în dulap și au impresia că l-au uh, mulțumit pe Dumnezeu. Pe păi un an de tăi nu mai are treabă cu Dumnezeu. Când faci ceva, fă cu calitate, pentru că faci ca pentru Domnul. Filipeni 4 cu 18, da? am de toate și sunt în belșugă, a zis Pavel. Sunt bogat de când am primit prin neprafrodit ce mi a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Voi credeți că aici Pavel au primit haine murdare, așa, sau din alea rupte în genunchi? Nu cred asta. Cred că o primit ceva extraordinar și pentru a o scris versetul ăsta. 3. Cum trebuie să facem milostenia și dărnicia? Și aici o să fie greu să spuneți amin. Cu extrem de mare bucurie. Dragii mei, nu putem obliga pe nimeni să dea zeciuiala, la milostenia sau dărnicia. Pentru că dragostea nu face nimic din obligație, ci din iubire. 2 Corinteni 9 cu 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă. Am văzut ceva interesant la, la, la femei, la surori. Bărbații, de exemplu, dacă își cumpără ceva, bă, zice, gata. Tot timpul femeile, aproape tot timpul, au regrete. Mă, parcă trebuia să iau cealaltă, mă zice. Pentru <laughs> că sărăle deja o spus mine, știu la ce mă refer. Da? Așa sunt construite ele, da? Acum vreau să spun că și la frați și la surori am observat la unii după ce l-au ajutat. Zice, bă, cred că am dat totuși prea mult, mă zice. Nu trebuia să dau așa mult, mă zice. Iubiții mei, nu cu părere de rău sau de sile, că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Eu când îi dau la copilul meu lapte praf sau mă duc la farmacie să cumpăr o cutie de lapte praf, mă duc cu părere de rău la casă, iar nenorocitul ăsta îi trebuie lapte praf. Eu nu fac așa ceva, că înseamnă că adică nu sunt responsabil. Sunt părinte care nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Nu? O altă traducere a acestui verset spune așa, Dumnezeu iubește pe cel care nu mai poate de bucurie când trebuie să dea. Știți care ar să fie cea mai mare bucurie în biserica noastră? Colecta. Și care e cel mai trist eveniment? Colecta. Am făcut renovarea la, noi la biserică săptămâna asta, e ultima și apoi inaugurăm. Și știm ce greu am dat. Iar le trebuie la ăștia renovare. Da? Patru. Cum trebuie să facem elostina și dărnicia, dragii mei? Fără interes, cu zero interes. Da? fără să ne gândim că ne bagă păstorul în comitet, că am dat mai mult. Poate zâmbiți, dar sunt din păcate astfel de situație. Fără să ducem plase pe în biserici cu gândul că frații o să ne voteze. Matei 6 cu 2. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta cum fac și în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Asta era interesul lor. Adevărat vă spun că și-au luat uh, splat. Dragii mei, sunt oameni care ajută ca să fie văzuți, ca să le apară numele pe o listă, în speranța că își vor îmbunătăți imaginea. E foarte important când, da, când oferim, oferirea noastră să fie într-un mod anonim, pentru că anonimatul îți păstrează intenția curată, curată. Pentru că, dragii mei, dacă îmi da, știind că nu ne vede nimeni, înseamnă că singura intenție cu care am dat-o a fost ca să-l slăvim pe Dumnezeu. Și atunci fapta noastră are valoare. Vă reamintesc că interesul nu este să fiu eu lăudat, ci Domnul să fie lăudat. E mare diferență. Vreau să mai fac o, o subliniere aici, pentru că am primit multe acuzații pe internet. Bineînțeles că acuzațiile vin de la cei care stau în tribună și țin scorul, știți? Dar noi nu ne oprim din alegare, că niciun fotbalist nu se oprește din fugă pentru că unul dă cu popcorn după el. Da? Dar vreau să vă spun cu ce argumente biblice veneau oamenii aceștia. De exemplu, noi ca asociație și alte asociații, că nu vreau să scot în evident asociația noastră, că Dumnezeu poartă de grijă, pentru că lucrăm cu banii mai multor oameni, pentru că nu facem o lucrare unde eu și toția mea fac, ci mai mulți împreună, punem anumite videouri pe internet. Da? Și o venit cineva și au zis, frate Cristi, ai greșit. Pentru că spune Biblia să nu știe stânga ce face dreapta. Haideți să vă spun care e diferența, dragi mei, că n-am înțeles nici eu până ce fratele Vasile Hozan nu a subliniat aspectul acesta. Foarte important. E diferență între milostenie și dărnicie. Milostenia se face de o persoană. Dărnicia se face de un grup de persoane. Atenție, Matei 6 cu 4, când vorbește de milostenie, nu vorbește de milostenia unei biserici. Spune așa, pentru ca milostenia ta să fie în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns ți va răspăti. Când Biblia vorbește despre dărnicie, vorbește la plural. 2 Corinteni 8 cu 2, macedonienii. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Iubitii mei, e foarte important să înțelegem că uh, anonimatul când faci un lucru singur e foarte important. Dar în momentul când se face o dărnicie de exemplu, se anunță, astăzi la noi la biserică în Deva s-au strâns 7.000 de lei pentru renovare, da? Prin faptul că eu am anunțat că o biserică o strâns 7.000 de lei, nu și-o pierdut nimeni răsplata. Din cauza că fiind un grup, n-am anunțat numele nimănui. Înțelegeți? Asta e diferența foarte, foarte mare. Matei 5 cu 16 tot așa să lumineze și lumina voastră. Aici e plural deja, înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Prin faptul că noi la asociație am pus video pe internet, am avut oameni din lume, nepocăiesc, care au început să dea. Au fost oameni care s-au pocăit, au fost oameni care vor să dea și nu știa unde. Da? Deci unde vreau să ajung? Nu vreau să vorbesc despre noi, că nu asta e important. Să nu confundăm ilostenia cu dărnicie. Când se face un proiect public, da? Aia e dărnicie. De exemplu, biserica din Suedia merge nu știu unde, în Oltenia și face o biserică, da? Aia e un proiect public. Dar dacă tu mergi singur și faci o biserică în Oltenia, e bine să nu știi altcineva că tu ai mers singur cu banii tăi. Dar dacă mergi tu cu banii unei biserici, trebuie să vii să dai raportul, că nu mai ești banii tăi. Transparența e foarte importantă. Dragii mei, Mă apropii de încheiere, a doua parte nu e așa lungă, e lungă de făcut, toată viața de acum înainte. Dar e simplu de înțeles. Pentru mine și soția mea de când ne am căsătorit partea Domnului este un lucru sfânt. L-am pus pe Dumnezeu pe primul loc și am văzut bine cuvântarea Domnului. Eu spun ca și o încurajare pentru voi. Să nu spuneți, mă, asta zice, dar cine știe dacă face ceva? <laughs> și dacă spuneți, oricum, Domnul știe. Vreau să vă spun o mărturie. În urmă, cu 5 ani de zile, la noi la biserică, în seara de Revelion, a fost o seară tare frumoasă. O cercetare profundă. Și foarte bine am văzut biserici unde frații vor ca Domnul să le cerceteze soacrele. Sau cumnatele sau verejorii. Nu. E fain ca Domnul să te cerceteze pe tine. Amin. Da? Și pe mine Domnul m-a cercetat. Și în seara aia m-am gândit și am zis, Doamne, o vin am un gând de la Domnul. Să nu mai dau doar 10% Domnului, cum făceam din m-am angajat. Să dau un alt procent și nu vă spun procentul pentru că nu vreau să ies eu în evidență și numai Domnul să fie slăvit. Vreau să vă spun principiul din spatele acestui procent. M am dus acasă și am zis, dragă, am o veste bună. <laughs> nu știu câți v-ați bucurat, nu? Zic, uite și mă unde mi-a Duhul Domnului. Să mărim procentul, să nu mai dăm 30%, să fie un alt procent mai mare. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, până la urmă știți cu ce rămânem, cu ce dăm. Niciun un bogătan în lumea asta nu și-a dus cu el iPhone-ul, nici tableta, nici covorul persan și nici aurul după el. Nimic. Tot ce ai trimis înainte, atât. Că trimite alții după, după tine numele tău nu mai are valoare. Nu, eu nu mai pot să-mi schimb nota de la școală, s o închis dosarul, gata. Dragii mei, de 5 ani de când am făcut lucrul ăsta am văzut binecuvântările Domnului în familia noastră. Am văzut cum la firmă unde lucrăm suntem binecuvântați. Am văzut cum relația cu șefii s-a îmbunătățit. Am văzut cum mărturia noastră a adus o mărturie bună. Și de ce? Că am adus mulțumiri ca jertfă. Nu vă cerea să să mă măriți, dar măcar 10%. Puneți acolo pentru Domnul. Pentru că, ascultați-mă, Domnul știe să răsplătească. Avem o familie în țară cu 13 copii, ori lucra mult pentru Domnul, mult ori lucra. Și când au făcut biserica, o mâncat la ei de nu știu câte zeci de ori meșterii, că unde străiești și mai mâncă 20, nu? Ce? E? Unde e unul să mânce 20 e greu, că se face panică, e infarct. Da? Dar unde străiește pe mai mâncă 20, nu? <coughs> și s-a întrebat Doamne, oare tu ai văzut? O fost când tu la dragii mei bani împrumut, că o venit musafiri, grup în biserică, ce faci? Unde îi trimiți? Și cum l la repede și-au făcut. Și apoi o trebuie să dea bani înapoi la vecini. Și într-o zi era sora Și Doamne, oare tu vezi cât am făcut pentru tine? Că pe lângă că pun masa la treșu, am, am mai pus și la invitați, nu? Că de obicei, nu știu cum e la voi, dar în România de multe ori principiul ăsta. Cine l-a ăla să se și ocupe? Și de masă, și de benzină? <laughs> Dacă lui trebuie trebuit musafiri, nu, se ocupe. Da, dar ăla se va ocupa și de răsplată, să știți. Și de multe ori vineau frați la biserică și pe cine e cădea? Pe fratele care eu o chema, poi, dacă eu chemat. Ascultați-mă, au intrat într-o zi un proroc în biserică și au mers direct la sora. Nu știa prorocul nimic, am o spus ora direct mie, nu povestim întâmplări auzite de, nu știu, a 15-a sursă. Și o zis, frate, că este ce m-a spus Domnul. Și felile de pâine care le-ai tăiat și le-ai pus pe masă, celor care au intrat în casa ta, le-am numărat, o zi domnul. Și mare va fi răsplata. Am fost de față când a venit un proroc din America și eu stăteam cu microfonul la proroc și fratele din biserică treceau pe în față. Și noi ca și slujitori, cam știm problemele bisericii. Și au apărut un frate care și-a stricat mașina pe drumurile Olteniei praf l ducând haine, ulei, zahăr și toate astea. Și am zis, Doamne, vreau să văd ce îi spune Domnul asta. Că mulți nu știau, dar eu știam că eram apropiat de el. Și au zis, Domnul, bărbatule, dacă ar ști mulți de aici cum arată cu un ta în cer, mulți te-ar invidia. O zis, eu știu să răsplătesc fiecăruia. O, oh, și-ar fi vrut o să fie prorocea pentru ei. Oh. Frate, mai facem o rugăciune, dar nu mai zic domnul nimic. Ce să zic eu, dacă stă la popcorn, la servință, ce să mai zică domnul? Nu mai... ce să mai zică domnul, nu? Iubiții mei, Dumnezeu contabilizează tot. Dau acest exemplu, deși domnul mă eliberat. nu mă mai uit la meci, mă elibera domnul de fotbal, dar uitați-vă la meci, sunt 22 de oameni pe teren și 80 de mii în tribună. Da, Dada ea din tribună nu țin cupa în mână? Nu, nu, jucătorii din cupa. Să știți. Nu mai fi un suporter. Coboară în tribună, că e mult de lucru. Coboară din tribună pe teren, că e tare mult de lucru. pune pe Dumnezeu pe primul loc. Tot ce faci pentru tine va trece. Tot ce faci pentru El rămâne în veci. Apocalipsa 14 cu 13. Am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile, nu zice ei se vor odihni de odihnelile lor. Ce ai făcut, frate? Păi zice, am stat pe bancă la biserică și am vă, Am ținut scorul să văd care predicator anul ăsta vorbit cel mai bine la noi. Aia poate să facă și copilul meu de trei ani. Nu? Auziți, ei se vor odihni de ostenelile lor, nu de băgatul de vină. Nu de comentat nu știu dumneavoastră la voi la biserică, oameni care plâng sau care se plâng. Da? Dar uitați-vă aici, căci faptele lor îi urmează. Închei cu o întâmplare care tare îmi place, cea mai bogată familie din biserică. Și vă, scri, vă citesc, mi-am mi notat aici acasă, să redăm exact mărturia fetei care au scris această, care au pătit această întâmplare în familia ei. Nu o să uit niciodată ziua de paș din anul acela. Cred că 1940 ceva era. Aveam 14 ani, sora mea cea mai mică avea 12, iar cea mare 16. Trăiam într-o căsuță mică împreună cu mama noastră. Fiți foarte atenți că acum e încheierea din țara asta și să rămânem cu mărturia asta. Tata murise în urmă cu 5 ani, lăsând o pe mama singură cu 7 copii. Iar noi am învățat de mici ce trebuie să facem pentru a ne ajuta mama. În 1946 am mai rămas în casă eu și cu surorile mele. Sora cea mai mare s-a măritat, iar ceilalți frați au plecat să-și caute de muncă prin lume. Cu o lună înainte de Paști, pastorul bisericii noastre a anunțat că se face o colectă. Enoriași au fost rugați să dea fiecare o sumă de bani, iar în ziua de Paști, o familie săracă din biserică urma să primească toți banii aceia. Când am ajuns acasă, am început să facem socotere, le am cumpărat cartofi să trăim cu ei o lună. Economiseam astfel 20 de dolari pentru a ajuta familia aia săracă. Apoi ne-am gândit să stingem lumina seara, nu mai ascultam nici la radio. Așa că am economisit și din factura de la lumină. Sora mea cea mare a făcut curat la mai multe familii, a spălat rufe, a curățat grădina. Noi cei mici am făcut rame pentru fotografii. Le-am vândut cu 20 de dolari. Acea lună a fost cea mai bună din viața noastră. În fiecare zi număram banii să vedem câți am adunat. Noaptea stăteam pe întuneric și ne gândeam toți ce bucuroasă va fi familia săracă când vor primi banii de la noi. Sunt 80 de noriași de membri în biserica noastră și dacă ar da fiecare la fel ca noi, ar fi o sumă frumoasă. Mai ales că păstorul ne reamintea în fiecare săptămână de colecta respectivă și de familia săracă, că va primi bani. Cu o zi înainte de pași, fiți foarte aferiți la sume. Am mers cu sora mea la băcănie și am schimbat toți banii. Am primit trei bagnote de 20 de dolari și o bagnotă de 10 de dolari. În total, 70 de dolari. Eram tare bucuroși. Nu mai avuseserăm niciodată așa de mulți bani. În noaptea aceea am fost așa de încântați că nimeni n-a putut să doarmă. Aveam 70 de dolari ca să ajutăm o familie săracă. Abia așteptăm dimineața să mergem la biserică. Nu conta că nu ne-am luat haine noi de Paști. Am preferat să nu cheltuim banii ca să ajutăm familia aia săracă. În duminica de Paști ploua cu goleata. Umbrele nu aveam. Surorile mele îi se să la pantofi în alb, Și s-au dat și la picioare, dar nu conta. Am intrat în biserică mândri. I-am auzit ce, pe ceilalți copii spunând că avem aceleași haine, dar noi nu i-am băgat în seamă. La finalul slujbei, pastorul a venit să strângă banii. Parcă mă văd și acum pe mine, pe mama, pe surorile mele, cum stăteam mândre, bucuroase, în al doilea rând. Mama a pus bagnota de 10, iar noi, cei trei copii, am pus pe cele de 20. Eram așa de fericiți. Pe tot drumul spre casă am cântat. Mama avea și o surpriză pentru noi. Ne cumpăraseră ouă. Aveam ouă de paște, pe legă cartofii pe care îi mâncasem deja de o lună. Spre seară, auzind zgomot de mașină. Era păstorul. Mama i-a ieșit din în întâmpinare și după o vreme s-a întors în casă cu un plic. Când am întrebat-o ce s-a întâmplat, n-a scos niciun cuvânt. S-a așezat la masă și a desfăcut plicul. Înăuntru erau trei bag, unul de 20 de dolari, una de 10 și 17 de un dolar. Mama a hotărât să pună banii înapoi în plic. N-a scos niciun, niciun sunet. Pur și simplu ne uitam cu toții în podia. Noi nu ne-am simțit niciodată săraci. Deși aveam numai două cuțite în casă, pentru noi era o bucurie să împarți cuțitele, să le dăm de la unul la altul. E drept, nu aveam multe, dar eram noi cei mai săraci din biserică? Se pare că da. Din moment ce păstorul ne-a adus nouă bani, înseamnă că eram cei mai săraci. Mă uitam la hainele noastre și a început să-mi fie rușine. Eram cei mai săraci din biserica noastră, mi-era foarte rușine. Atât de rușine că nici n-am vrut să merg la biserică săptămâna următoare. Toată lumea știa că noi suntem cei mai săraci. Mă gândeam și la școală. Era în clasa noua Și cea mai bună din școală. Iar școala avea o sută de copii. Mă întrebat dacă colegii mei vor afla că sunt săracă. Așa că am vrut să renunț și la școală, dar mama n-a vrut să audă așa ceva. O săptămână am mers la școală și am venit acasă, n-am vorbit aproape deloc. Apoi să Mama ne-a întrebat ce să facem cu banii. Ce fac oamenii săraci când au bani? Nu știa nimeni dintre noi răspunsul, nici măcar nu știam că suntem săraci. Apoi, duminică, mama a insistat să mergem la biserică, deși era frumos afară, am fost foarte triști. În biserică, după slujbă, a vorbit un misionar. Ne-a povestit despre bisericile din Africa și avea nevoie de 100 de dolari pentru a termina una din ele. Pastorul a întrebat, oare ne putem să pentru a ajuta pe acești oameni? Ne-am uitat unul la altul și am zâmbit. Pentru prima oară după săptămâna, săptămână mama a spus plicul din jantă și l-a pus în coș. Când s-au strâns banii iar păstorul i-a numărat ne-a anunțat că s-au strâns puțin peste 100 de dolari. Misionarul a fost încântat. Aveți oameni bogați în biserica asta de Mica, a spus el. Și atunci am realizat și noi. Puțin peste 100 iar noi dedusem 87 de dolari. Noi eram cea mai bogată familie din biserică. Misionarul avea dreptate. Din acea clipă nu m-am mai simțit niciodată săracă. M-am simțit întotdeauna bogată pentru că l-am pe Dumnezeu cu mine. Domnul, dragii mei, să ne binecuvinteze pe toți cu astfel de inimă gata de sacrificiu. Să nu uităm că cei mai bogați oameni nu sunt cei care au bani sunt oamenii care l-au pe Dumnezeu și au cerul. Amin.